Salutare tuturor și bine m-am regăsit la IGDLCC de în deplasare. Am venit acasă, la noua casă a lui Cristionețiu. <laughs> acasă, la altă acasă. Exact. Bine te-am regăsit. Cristi. <laughs> bine ai venit. Bine că ai venit. am venit cu, cu treabă la un summit de blockchain. Se întâmplă, am auzit de la tine câte 2-3 trei tu pe -ai săptămână. Spus, tu mi-ai spus că vii la summitul de blockchain din Dubai și zic, care dintre ele, câți 20 luna asta? La câte ai fost în ele? Am fost la primele 4-5. Și după aceea am obosit pentru că subiectele se, se repetă. Se repetă. Oamenii încep să se repete. Okay. Însă, curioșii din afară, din toate colțurile lumii, vin să înțeleagă fenomenul și să înțeleagă nu doar fenomenul, ci cum se pot implementa proiecte aici pe baza da. legislației pe da. care ei le și în asta. Da. Deci, ca să terminăm introducerea, avem un podcast foarte bun aici, între, uh, informații gratuite despre lucruri care costă și o să-l luăm la întrebarea asta pe Cristian despre noua lui viață, departe de casă, de vechea casă, pentru că tu ai fost într-o perioadă de tranziție, nu știu câtă lume știe, că noua ta reședință este acum în Dubai. Da. Deci nu ești în vacanță aici. Am fost în vacanță Așa? și când am fost în vacanță, în timp ce aveam reședința în Germania, am hotărât să mutăm reședința aici din diverse motive, dar poate le explorăm astăzi. Poate aflăm. Da. Avem așadar un acces privilegiat la viața personală și planurile A, de viață ale lui Cristian Ețiu. Încercăm să să-i luăm așa pulsul din când în când. Dintr-un motiv foarte simplu, la noi în dicționar, nu știu dacă te-ai uitat în dicționar, cred că ți-a mai schis de asta. În da. cuvântul antreprenor apare poza da. ta și tot vrem să vedem, ok, să vedem ce face antreprenorul ăla din dicționar, că vrem să, să, să ținem pasul cu el. Dar cu toate astea, au să spun pe șleau, tu pentru mulți dintre cei care te urmăresc, sau ne urmăresc interviurile noastre, tu ești o inspirație, adică ești genul de om care ars deja niște etape pe care poate și noi am vrea să le facem, să le depășim la un moment dat în antreprenoriat. Adică ai niște businessuri puse pe picioare în țară, ai pornit de jos, ai făcut niște businessuri, ai ajuns bine. Ai uitat că am ratat șapte ani la rând. Adică asta e așa. Ai pornit de jos, ai reușit. Mamă, ce poveste frumoasă! Stai să vezi și catricile de pe spate, da. Deci am pornit de jos. Din Hai, orașe. uite, ai să recapitulăm, uite, ia două minute să le explici oamenilor da. că nu a venit succesul din prima peste tine. Peste nimeni nu vine. Sunt foarte puține cazuri în care, în toată lumea asta, în care am auzit pe cineva să spună, eu să am liniștit pe verandă, fumam da. o țigară, mă uitam în, în, larg și a venit unul și a spus, băi, nu vrei să faci chestia asta, că uite câți bani să câștigi. Nu prea ți-am mult timp să faci treaba asta și nu trebuie să te pricepi. Doar avem nevoie de cineva aici care să fie. Să car pachetul ăsta de aici până aici. Da, asta e altceva. Nu? Da, și câștigi de trei ori. Eu. Da. Da. Reșița, sport, uh, boală, nu mai pot să fac sport. Mă duc la facultate cu 50 de lei pe săptămână primis de la părinți. La facultate privată, când am, am intrat al treilea sublinie la psihologie la stat, dezamăgire mare, uh, după aceea angajat într-o corporație în care mi s-a părut că e grozav și că acolo este viața mea și că 1000 de dolari pe lună este maxim ce poate un om în viața asta, după care a înțeles gustul amar al corporației și mai ales când vine cineva incompetent care e deasupra ta și care te freacă toată ziua și tu zici, bă, dar se pot face și alte lucruri, putem să facem și altfel. Și încet, încet îți dai seama că nu ești angajabil și că nu ai cum să fii angajabil pentru că nu ai cum să tolerezi incompetența unui om care e într-o poziție mai mare decât tine și care îți supervizează viața profesională și îți limitează viața profesională, te apuci de antreprenoriat, crezi că le știi pe toate, nu știi nimic, ratezi, mai începe odată crezând că de data asta știi, le știi pe toate, ratezi, repeți de patru ori toată chestia asta până de îți trei, că se nu cânăl știi cânăl nimic. la patru. Ba, patru. A, patru. Îți dai seama că nu știi nimic și e prima, primul moment în care ești în cadranul potrivit. Știi că nu știi și încep să citești, încep să înveți, încep să întrebi pe alții și după aceea încep să-ți iasă lucrurile. Mai ratez între timp că te apucă mândria că le știi pe toate și din nou îți dai seama că nu le știi pe toate și că știi doar o bucățică și restul trebuie să le explorezi și să le iei cu smerenie și cu consistență și consecvență. Le faci pe toate astea, ți se pare că ai nemaipomenit, ți se pare că ai ajuns în vârful carierei tale și tot nu simți gust. Și te întrebi fie și ești defect, bolnav, și zici, băi, am eu o problemă, și nu mă mai satură Dumnezeu de a învăța lucruri, de a experimenta lucruri, de a, de a face lucruri și de a câștiga pe măsură, în funcție de cum le faci și cum le gândești, și te hotărăști să să faci un, un pas mai departe în, în alta economie în care nu cunoști legea, în care nu cunoști consumatorul, dar cu dorința și cu speranța, marea speranță, de a, de a învăța accelerat și de a, de a mai prăji niște etape de a mai prăji niște, de a mai altoi puțin copacul uh, generațional, de a mai uh, pune altfel de pământ, de a mai pune altfel de, de, de aer, uh, uh, aruncându-te pur și simplu în 99 risc. Și asta este rezumatul pe scurt al ceea ce urmează să auzi. Exact, o luăm de la început <laughs> acum. Și acum o luăm de la început. Deci, dacă ați mai urmărit interviurile anterioare cu Cristiune Țiu, sau poate îl urmăriți prin uh, ce mai postează și el, sau prin uh, cursurile pe care le face, întâlnirile pe care le are cu antreprenorii. Cred că ați mai, afla, ați mai auzit câte o bucățică din povestea asta, însă eu cred că suntem într-un moment privilegiat în care Cristian Nețiu este foarte relaxat. Și este foarte... Pe de-o parte vine relaxat, dar în același timp văd o tensiune că încă nu știi exact ce urmează. Și sunt tare curios să analizăm un pic momentul ăsta. Hmm. Pentru că orice urmează de aici înainte va fi o lecție de... Uh, interesantă, cel puțin. Nu neapărat de urmat, dar poate hai să vedem cum a făcut asta ca să nu o pățim și noi. Da, măcar de studiat, măcar de study case. Nu? Da, și pentru mine și pentru alții, așa da. e. Știi de ce simți asta? Și așa e, ai dreptate. E un soi de liniște pentru că, um, oricât de rău ar fi și oricât de șifonat ies din experiența asta, uh, simt că nu o să mai fiu sărac niciodată. Și cred că asta este. Adică o să bine că ceea ce am făcut până acum are valoare în viitor și nu sunt stresat din perspectiva asta. Dar sunt tensionat pentru că sunt și mai conștient de câte puține lucruri știu. Și nu de câte puține lucruri știu despre antreprenoriatul clasic, ci despre antreprenoriatul viitorului, care presupune înțelegerea economiei, înțelegerea tehnologiei, înțelegerea aseturilor și a viitoarelor aseturi în, în economia viitorului și înțelegerea... Uh, comportamentului uman în schimbare. Iar noul antreprenoriat presupune să ai expertiză în toate și să reușești să creezi ecosisteme care să răspundă acestor tendințe și acestor noi realități economice. Aproape niciun business nu mai poate funcționa fără să înțeleagă consumer behavior, aproape niciun business nu poate funcționa fără să înțeleagă noile tehnologii, blockchain și toate lucrurile care au schimbat lumea în ultimii ani de zile, așa că e un next nu level. Mai, nu mai există business care să zică că, că o să rămână așa impasibil, imobil, că nu, nimic nu te poate afecta. Ba da, cred că sunt multe businessuri care Cine cred biserica? asta. <laughs> sunt multe businessuri care cred asta, doar că ele nu știu că o să moară. Și mai sunt A, unele okay. businessuri. Yeah. Sunt... Da, pentru că și ei sunt în cadranul nu știu că nu știu. Ei faptul că și-au închis orizonturile și trăiesc în bula lor, în magazinul lor pe care el conduc și acolo, au probleme. A plecat angajatul, a venit casierul, a furat bani din casă. Ăla sunt probleme majore pentru ei. Și ei sunt închiși în bula aia. Okay. Și ei nu știu ce se întâmplă. Ei nu știu ce urmează să se întâmple. Mai e o altă uh, categorie în care ei se uită puțin așa pe geam și zic, aoleu, nasol, uh, hai să facem ceva, să ne pregătim. Dar niciodată nu-și dau timp pentru a învăța ceea ce se întâmplă, pentru a studia și a se pregăti, uh -huh. pentru a ști în șase luni sau un an de zile ceea ce sunt păi prea ocupați eu. cu azi. Nu cred. Ei sunt ocupați, dar sunt mai mult ocupați de lifestyle, de viață bună sau de alte ocupații care le dau un soi de confort în fața unei iminente schimbări. E o reacție psihologică firească. Vezi că se întâmplă ceva și e reacția aia, freeze. În loc să, știi, te uiți... Se, se întâmplă ceva, dar tu nu ești încă sărac. Da. Și zici, bă, urmează să se întâmple chestia asta... Bă, dar încă nu e iminentă. Hai să bem o bere. Aha. Se întoarce înapoi. Mă ne-am mai apropiat puțin, dar tot nu iminentă. Hai să mergem la un film. E o reacție psihologică a unor, a unor, oameni pentru că antreprenoriatul presupune sau are la bază un om sau doi sau trei. Iar reacțiile lor psihologice în fața schimbărilor sunt la fel în, peste tot în lume. Și e o revoluție uh, în fața noastră care se întâmplă, la care participăm complet și reacțiile la această anticipată și predictibilă revoluție sunt diverse. Și o să vorbim și despre asta. Mă întorc un pic la ce ai zis puțin mai devreme, că e cheie okay pentru ceea ce ești și ceea ce cred eu că urmează. Ai spus că ți-ai permis să faci mișcarea asta pentru că știi că nu o să mai fii sărac niciodată. Da. Și asta este o, o piatră de hotar importantă pentru fiecare antreprenor român, pentru că toți venim din sărăcie. Da. Nu ne-am născut în puf și atunci trebuie să îți faci o bază suficient de solidă, poate chiar mai solidă decât ai avea nevoie, ca să-ți asumi niște riscuri de a juca într-o altă ligă. Sau să-ți creezi un portofoliu de aseturi. Altfel spus, să nu ai doar aseturi fizice. Pentru că atunci când spun că știu că nu o să mai fiu sărac, iau un calcul și dacă pierd toate aseturile pe care le am. Pentru că nu o să mă mai simt sărac. Pentru că oamenii pe care îi cunosc deja în lumea asta nu, nu vor fi toți sărași deodată, și știu sigur că împreună cu ei, și bazându-ne pe valorile comune pe care le-am validat și pe relația bună pe care o avem, aseturile pe care le-aș putea să le pierd le pot recâștiga în câțiva ani de zile. Și un alt aset important este ce ai în cap și ce continui să înveți în fiecare zi. Mm -hmm. Dacă ești continuu actualizat, sentimentul ăsta de autonomie și de, de nesărăcie cred că pornește din cap și din conștiința că tu ești întotdeauna actualizat. Deci nu e doar a, ah, am pus deoparte mai mult decât mi-ar trebui mie și generației. Nu. Nu despre asta Nu. E, o, e, o, e, o, e un moment e important. O, e o diversificare a acestor uh, acestor asset să zic așa, care îți dau acest sentiment de uh, ieșire definitivă din sărăcie. Pentru că, în realitate, banii pe care îi pui deoparte ca să nu mai fi sărac niciodată, de fapt, e ca și cum ai pune, nu știu, săra, uh, ai pune mult nisip într-un sac uh, din ăsta ciurui deja. Plus că depinde unde trăiești. Dacă eu m-aș duce acum, eu la nivel de aseturi pot să fiu tot timpul liniștit în România. Dar dacă stau aici 10 ani de zile și nu produc nimic, sunt uh, din nou cel mai sărac la masă. Ok. Deci, oricum sunt cel mai sărac la masă la toate mesele la care stau pe aici. Și <laughs> deci ne întoarcem la o glumă pe care nu o să o mai repet. Nu, dar acum, deci acum nu sunt, uh, uh, am zis că sunt cel mai sărac dintre bogați acolo. Aici ce, sunt cel mai sărac de la mese în general. Am observat chestia asta că uh, uh, ori, ori spun, ori chiar sunt foarte bogați oameni de aici. Unii chiar sunt, unii doar spun că sunt. Că și asta am învățat în două luni de zile. Că nu știi exact care uh, e realitatea și dacă sapi un pic mai mult îți dai seama că, uh, și, multe spui că, spui că și oamenii care n-au aici, au luat o razna, uh, având atât de multă bogăție, da. au un sentiment de, de apartenență la bogați și parcă e a lor bogăția. Știi? Că avem, că gestionăm un fond de 5 miliarde. Cine? Eu zic. Păi noi, care noi? Păi partenerul meu ăla și cu mine. Păi știi tu ești acționar în, în fondul ăla. Nu, eu sunt un advisor. Păi n-ai atunci. Păi n-am tehnic, dar eu aleg unde se duc investițiile. Ai altă treabă. Nu înseamnă deci că Deci ești lucrător. Ești lucrător la fondul ăla. Deci hai să ne înțelegem. Ajungem, ne întoarcem un pic și la ecosistem. Așadar, ăsta, ăsta este Cristionețiu care este, se simte suficient de sigur pe el încât să lase terenul de casă unde ar fi putut să... Uh, fie respectat, respectabil, să trăiască fără să muncească până la duși deci bătrâneți, acasă, da. în România. Da. da. Și a plecat în deplasare ca să fie iarăși cel mai sărac de la masă. De la masă, na. nu, Nu din, ce, din cei băgăți, da. Exact. Pentru că, pur și simplu, n-are stare. N-are stare și, uh, și cred că viața e prea scurtă, sincer. Am sentimentul ăsta că viața e prea scurtă, că trăim prea puțin. Trăim prea puțin pentru a experimenta tot ceea ce ne, ne permite în această etapă a civilizației lumea. Ne permite să trăim în alte locuri, să înțelegem alte culturi, să înțelegem să devenim mult mai toleranți și mai inclusivi la nivel de orice altă parte pe care noi n-am explorat-o în, în țara la noi sau care era privită poate chiar ca și negativă și așa mai departe. Să provoci toate tradițiile și să devii un cetățean global. Dorința mea este ca fica mea să aibă acest pașaport, să zic așa. Dar de ce mele? un cetățean global și nu un cetățean al României, domnule? Păi vezi, aici nu există. Aici trădarea, că asta e o trădare, știi, să pleci din România Bine e o ei, trădare. Dacă, dacă, vorbești cu românii, da, e o trădare. Da, dar... dar trădarea e la toate nivelurile. Ar putea să spună reșița că am trădat, nu? De ce nu sunt reșițean? De ce ar trebui să mă facă timișorean când am dus la facultate? Timișoara ar trebui să spună, ne-ai trădat, te-ai mutat la București. Bucureștiul ar trebui să spună, a, ne ai trădat, ai plecat la Frankfurt, no, că România. Începe, Bucureștiul nu o să se <laughs> Bucureștiul zică, bine că plecat. plec. Avem încă un loc de parcare. Apropo, ți-am văzut mașina prin București, ai făcut unui prieten? Sau? Da, am lăsat-o cuiva, că nu, nu merită să o aduc aici. Costurile sunt foarte mari de a, okay. import. A, okay, okay. Se protejează piața asta cumva de da, 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 da. filierele lor. Și da. așa că... Ok, să revenim. Da. Așa, da. Deci trădare. Da, deci... Deci, deci nu există limite la trădarea asta ori când te duci dintr-un loc într-alta cineva ce bă ai plecat, ai ajuns, nu mai vrei dar uh, există câțiva oameni sper mulți care sunt exploratori din fire și care nu au niciodată sentimentul că uh, lasă ceva în urmă ci din uh -huh. potrivă și eu am sentimentul că ajut mai mult România de aici, mult mai mult decât aș putea să o ajut acolo, într-o economie de 50 de ori mai mare și într-un uh, 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 într pas înainte pe care ar putea să-l folosească o grămadă de români și să facă același lucru dacă au acest imbold de exploratori. Norocul meu este și că soția mea e exploratoare, și că noi ne uităm pe hartă și Hai să mergem acolo, let's go! Avem șase bagaje, le-am făcut, hai să mergem să vedem cum ne simțim. Ne place! Hai, hai să vedem ce putem face aici. O familie de argonauți plecați după lână de aur. Da, nu știu, n-am plecat niciodată după bani, dar am plecat întotdeauna după experiență, am plecat tot timpul după învățare, am plecat tot timpul mai ales pe, către zonele care ne provoacă mai ales și aici ne provoacă și dacă ești foarte tradiționalist în România, aici ești provocat maxim, dar îmi place să fiu provocat pentru că vreau să scap în viața asta măcar de biosurile astea pe care, cu care am pornit și care sunt multe blocaje în creșterea mea personală și profesională, o grămadă din lucrurile da. pe care le, 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 le câteodată le considerăm valori și virtuți, sunt de fapt în alt, în alt context blocaje mm -hmm. în a merge mai departe și vreau să vreau să identific lucrurile astea. Dar este, este Dubai, noul loc unde să te duci să fii la curent cu cea mai nouă chestie, pentru că era faimosul cântec că dacă poți să reușești aici, poți reuși oriunde, dar era valabil pentru yeah. New York. Acum e Dubai. E, e un epicentru al, al noi noii lumi financiare descentralizate, e un epicentru al turismului liber. Uh, e un epicentru al lifestyle-ului uh, evoluat, adică dacă te uiți la Dubai de acum față de acum 10 ani de zile, este chiar un context cosmopolit adevărat. Mă, mi se pare un pic pestrit și parvenit. A, are și lucrurile astea. Are și artificialitatea asta pe care o, exact. pe care o reclamă cel care vine de la munte. Se uite ce unde da. e pădurea mea. Da. Da. și, ne și care e care okay. fază copulența asta? <laughs> Numai Lamborghini și Rolls Royce și aberații din astea. La da. ce vă trebuie? Da. Adică, ce compensați? Pur și simplu trebuie să înțelegi că dacă te duci în Monte Carlo, e la fel. E, da. e Loganul de acolo, așa trăiesc da. Și atunci, noi care venim săraci, ne uităm și spunem, a, mă, dar nu puteai să-ți un Logan. Și da. el zice ce e ce la? Un Logan. Uite, vezi, am și spus chestia asta. Aici sunt mai multe Lamborghini, mult mai multe Lamborghini decât Loganul. Da, pentru că ăsta e standardul de viață la care eu operează. Da, bine, n-am văzut Loganul deloc, dar... Ba, am văzut eu, dar se cheamă... Sunt Renault simbol aici. Nu sunt Logan. A, zna e la fără catalizator adusă de prin Rusia. A, nu, da. Există modelul la dinainte, dar sunt okay. sigla Renault. Păi, da, dar pentru muncitori. Da, pentru muncitori, pentru... Aia din labor Dar Chains. și noi sunt, și noi ne comportăm ca niște muncitori care ajungem în, 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 orașul bogaților și începem să-i judecăm și să-i să, -i, să -i de înjurăm. Pe asta pe... facem acum. Oricum facem asta și în București. Adică dacă vine unul cu o mașină, a furat a. asta mă, las, mă, dar ce-i trebuia, mă, na, nu sunt patru roți? Pentru ce compensezi, mă, cu da. mașina asta da, exact, de 30.000 exact. de, de, euro? Exact. Da, deci e, asta e un obicei de al nostru de a judeca lifestyle-ul celorlalți. Sigur că sunt și parveniți aici care vin și-și au uh, toți banii de acasă și-și închirează pe jumătate de zi un, un, un Lamborghini și se dau mari. Aurit, dar, lucios. Dar, dar asta, este, asta este momentul în care trăim acum de instant gratification. Ei îl pot manifesta aici. Cu o ah, mie de euro, okay. ei se bucură de lucrurile astea, pleacă înapoi și muncesc la fabrică iarăși șase luni ca să mai vină peste o lună de zile ca să experimenteze treaba asta. Eu nu găsesc uh, numai rău, doar rău în, în situația asta, pentru că o parte din ei, uh, chiar dacă vor repede să iau un Lamborghini și nu își permit decât două ore să-l închirieze, pentru ei e o ancoră într-o posibilă viață viitoare și o ancoră zilnică de a trage mai tare și de a -și depăși condiția pentru a ajunge acolo. Deci, okay. aș prefera unul care se chinuie să facă o astfel de experiență și se leagă de ceva, chiar dacă e ceva material penibil, un Lamborghini. O mizerie. Dar. <laughs> Sperăm că nu se uită nimeni de la Lamborghini. <laughs> Sper... nu, nu vorbesc neapărat de. Da, brandul în da, sine, da, da. ci de o mașină cu patru roți care merge tare într-o țară în care nu poți să mergi mai tare de 120. De ce? Cum să A, nu se poate? Pe aici pe autostradă nu <laughs> poți să dai ca în Fast Adică nu poți să o arzi cu 200, nu, dar există, 300... pachet, de vreo 100.000 de dolari prin care iau cu avionul privat, îi duc în Germania, îi bagă în aceleași mașini, îi dau cu 280, se întorc înapoi toți bucuroși și transpirați de ce experiență au făcut. Deci, dacă deci, vin după și vrei să dai tare, te duce cineva în Germania, ca da. să te dai pe autoban. Da. Există și în Germania serviciile astea, dar aici găsești orice. Dacă vrei un elefant la ora două noaptea în camera de hotel, se rezolvă. Băi, am auzit că e adevărat. Da. Deci, orice. Orice, oricând. Asta e o parte frumoasă a, a unui oraș care poate să-ți ofere aproape orice. Că, de fapt, asta vrem de la orașe. Da. Oportunitatea, nu? Da. Mobilitatea. de, -aia, de, -aia de -aia vin la Dubai. Ai trecut dincolo de spoiala asta cu Lamborghini <coughs> și cu elefanți în cameră. Da. Și ai văzut altceva în spate. Da. Ce în spate? Generații de oameni care și-au construit uh, și-au și -au mutat. Uh, valoarea din ceea ce ei aveau la început, un pic de teren, un pic de petrol, un pic de ceva, în lucruri care aveau viitor peste 30-40 de ani. O viziune, am văzut o viziune care, care a fost setată de niște founding fathers aici, și care a fost îmbrățișată de niște familii uh, foarte deștepte și foarte ascultătoare, în egală măsură, care au pariat, în egală măsură cu, cu statul, pe un viitor și au, au schimbat că ei aveau puțin cel puțin în Dubai aveau rezerva lor de petrol, era mai mică decât rezerva de petrol a României la Revoluție însă au traduit foarte bine ceea ce au avut și au investit în lucruri care vor avea viitor în 20-30 de ani în proiecte de imobiliare, dezvoltare în turism ce și, și sigur, practic pe cifra asta, Da, da, mai da. puțin petrol ca da, doar un... Abu, Abu Dhabi are bani din petrol Dubai a fost un sat de pescari care nu prea avea mare lucru e și mic, e și amărât e bine poziționat, dar nu prea avea nimic da, însă... Dar are multă bogăție, că adică sunt foarte mulți bani aici. Old păi acum money. sunt, acum sunt bani. Sigur că mulți bani au venit din Abu Dhabi care au finanțat. De asta se cheamă Burj Khalifa și nu se cheamă Burj care era din Dubai. Pentru că tăticii lor cu bani au venit de acolo. Dar da. important e să știi să faci ceva cu banii. Deci mie mi se pare că cei care au fondat acest stat au fost foarte buni investitori, foarte înțelepți comercianți și foarte buni drămuitori ai resurselor pe care le aveau, în a le vinde la cel mai bun preț în etapa cea mai bună de dezvoltare a țării. Și acum se pregătesc pentru etapa următoare da. fără petrol. Fără petrol. Nu mai au de mult petrol. Deci deja au, cred că sunt câțiva ani de zile din care ei nu mai, nu mai, au income din petrol. Serios? Da. Însă au, au, declarat, însă au declarat că în următorii patru ani de zile, sper să nu mă înșel, vor o, așteaptă o creștere, o dublare a produsului intern brut. Și 70% din această dublare vine din proiecte și din, din, din companii care dezvoltă proiecte globale pe blockchain. Ok. De asta și fac legea, de asta au făcut și Crypto Valley. Gândește că atrag de peste tot din lume companii mari, serioase, care au proiecte serioase în blockchain, le dau locație, le dau și bani câteodată, îi fac relocare, le dau visa, green visa sau gold visa, au creat un întreg ecosistem legal pentru ca ei să poată să fie să se încorporeze compania ușor să aibă asistență legală și apoi un dialog permanent cu autoritățile pentru a vedea ce fel de legi trebuie să dezvolte pentru a ține pasul cu tehnologia uh -huh. Deci vezi asta e, asta e o abordare foarte antreprenorială și de asta, de asta da. le și merge bine pentru că ei sunt în contact cu cei care vor să facă bani. Acum ei au bani și au învățat de la cei dinainte Bă, uite, noi avem bani, avem resurse cine-i cine călăreț bun pe aici? Asta, ce ai nevoie? Okay. Ai nevoie de asta. Ok, hai să te ajutăm. Nu avem lege? O facem. E riscant? Hai să-ți dăm o perioadă de șase luni de supervizare foarte strânsă, să vedem dacă modelul tău de business este chiar rezonabil și nu încalcă legea. Dar dacă merge, dă-i înainte. Cred că te regăsești un pic în chestia asta. Da, ta. e foarte. Uh, e că foarte. Vii de, vii de jos statul de pescari, după care ai obținut niște valoare, și după aceea să duci valoarea aia în viitor ca să nu cumva să, nu, doar să se erodeze. Da. Că banii, banii din bancă plătesc facturi, nu, nu mulțesc, nu, mulțesc, valoare. Da. Banii din bancă, momentan, banii din bancă, peste 5 ani de zile, dacă nu te obișnuiești cu tranziția asta spre digital money, o să fie foarte dureros pentru oameni să, să, se, să, se, trezească a doua zi și să, să înțeleagă că banii pe care au un cont în monedele astea sau în banii ăștia tipăriți, deodată nu mai au valoare. Dar, e, dar e, la fel știe și guvernul de aici, și, și cu știe că banii pe care el i-a făcut din petrol își schimbă valoarea în sine. Adică exact. Trebuie să facem distinția, nu, între bani și valoare. Da. Valoarea suprapusă pe bani începe să facă așa. Așa. E. Nu? Așa. E. Și a, asta cred că ne sperie pe toți, pentru că din instinct simțim și noi. Cred că și cei care ne urmăresc știu, simt chestia asta, că poate ai niște bani, că ai călătorit mai puțin din cauza no. de pandemie, dar parcă nu mai au aceeași valoare. Da, și uite, dacă ne uităm la statisticile pe care deja le vedem în piață, uh, inflația începe să fie uh, tot, mai, tot mai corect tratată, pentru că a fost politică corect să te încadrezi în 3%, să nu depășești, să... dar acum poate să o dea pe față, pentru că nu mai e vina lor, e vina COVID-ului, poate să-și Covid. E vina COVID-ului. Nu e vida. Okay. E vina COVID-ului. Cum? Noi am făcut tot. Suntem foarte eficienți, foarte buni, dar din păcate, uite, ne-a ieșit Atât 13. Ne-a ieșit de... 13 inflație. 13 Germania. A declarat acum două săptămâni. Pentru prima dată. Na. Din 1940 și ceva n -am mai România are creștere salințație. de 14%. Bine, a fost înghițită și aia tot de inflație, dar, hei! Da. Așa cum se discută în, în, în rapoarte financiare despre EBITDA, adică profit net înainte de taxe și adjusted EBITDA, adică toate acele cheltuieli care le scoatem din aceste EBITDA pentru că ele sunt ocazionale, sunt uh, ale acționarilor, sunt ale și dacă ele, uh, dacă, ele uh, dacă intră, se face o tranzacție, ele dispar. Așa e și la noi inflația ajustată. Noi tot timpul știm, din toate sursele de informare, că avem o inflație de X, dar ea este doar ajustată. Ea nu e în calcul decât O versus O sau roșie versus roșie. Pune acum utilitățile, pune acum carburantul, pune acum Real estate-ul pune, peste acum, 7 lei, deci nu mai pune toate lucrurile astea în coșul de cumpărături și raportează-le și comparele și o să vezi că o să avem double digit inflație, niciun fel de problemă. Adică pentru cei care mai vorbesc și uh, românește, uh, în, în, în peste grezări, 10. Peste 10% inflație. Ce înseamnă asta? Că suta ta de lei mai valorează 90. Da. Iar, oamenii, iar oamenii nu, nu conștientizează lucrul ăsta, ei ei au suta în buzunar, se duc la magazin și cumpără de 90 de lei acum și nu-și dau seama că inflația asta este uh, e furt. E furt, este costul pe care îl plătim pentru ruperea de, de, de modul de lucru bazat pe aur, este inflaționistă din naștere, modelul ăsta de Hai, eu, eu aș new, new mai new concret. Monetary, Hai să ne uităm la 2020. Să, 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 dacă eu paranteză, așa, să, să se uite oamenii pe ceea ce înseamnă Uh, uh, modern Money Theory Și cum a început Cum s-a dezvoltat mai departe Care au fost premizele, care a fost contextul De ce s-a ales în 71 să se rupă De rezervele de aur Și să creeze o, o monedă tipărită Ca să susțină creșterea cerată pe care o avea, De care avea nevoie? Da, America. Dar chiar și așa, pe oamenii preocupă astăzi, Cristi da. Deci, ca să înțeleagă oamenii cât mai simplu Când ai o inflație de doar 10% da. Doar 10% Este ca și cum Anul trecut tu ai muncit 5 săptămâni degeaba și statul ți-a furat alea 5 săptămâni pentru că pur și simplu a ales să devalorizeze moneda, printând mai mulți bani, că COVID. Da. Suntem de acord? Adică, păi, practic, efectiv ne-au furat tuturor minim 5 săptămâni de muncă. Nu suntem de acord, dar în sistemul ăsta monetar nu ce face. Pentru că ei nu de capul lor. Banca Centrală din România nu de capul ei, nu face așa vrea ea. Ăsta este sistemul monetar global. Ceea ce cred că ar păi trebui da, la să... La, para, la parașutate extraterestre Nu, e aici de 30 de ani, dar nimeni nu vorbește sau dacă vorbește, oamenii dau click pe o mania sau pe o pisicuță și nu dau click pe informația asta. E plin de informație de asta. Bă, nu e ok. Din 10 ani, un an, e ca și cum ai mers la pușcărie. Și toate, toți economiștii știu asta. Toată lumea care e în business și în economie știe treaba asta. General public doesn't care. Oamenii care nu sunt interesați de așa ceva se trezesc acum că e o surpriză. Este publică informația asta, este transparentizată că așa funcționează fiat money. Cum ar fi să facem un meeting în fața guvernului să-i spunem, jos inflația? Și <laughs> i alții, sus inflația, mă, e bine, mă, în jos să fie asta. Ah, ok, ok. Nu, dar știi ce vor românii, nu? Să se mărească salariul minim, să, se dea, să, să, dea guvernul salarii mai mari la angajat. Care ce înseamnă? Creșterea mai departe a acestei inflații. Nu, dar oamenii vor să, salarii mai mari. Da. Atât. Să da. simplificăm. Da. M-aș bucura să, să, văd, să văd demonstrații de astea în care să spun uh, oamenii jos eu, pentru că am furat, sunt incompetent, sunt <laughs> nepregătit. Ok, hai să depășim momentul. Da, ar fi un moment de maturitate colectivă, deci, și... în ziua în care România a făcut record și sus, de morți de și COVID. sus, uh, valoarea adăugată pe care vrem să o livrăm. Da, da. Aminte, sus valoarea adăugată. Să adus aminte că ți-am povestit de, de aia de la sindicatul de la Mitsubishi când a căzut pe locul 2, au ieșit pe stradă toți și au spus că vor să lucreze, să fie plătiți cu o săptămână mai puțin și că sunt rușinați și că sunt dezolați de faptul că au pierdut locul întâi și că treaba asta cel puțin șase luni să o susțină, dacă nu, până când se întorc pe locul întâi. Nebuni, niște, niște, da, 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 niște asiatici nebuni. Pentru că oamenii înțeleg că până la urmă rostul muncii nu este să creze valoare. Da și pentru ei și pentru familiile lor și când merge compania, nu o să fie și lui bine. Dar asta e altă poveste. Da, nu intrăm aici că asta s-ar putea să murim și să nu vedem niciodată treaba asta. Bineînțeles. Dar apropo de murit, că a început să zic, în România, în ziua în Ce în care... Ce subiect ales apropo de murit? Da. Apropo de murit. În România, premierul demis prin moțiune de la noi, ieșit, în ziua în care a fost cea mai mulți morți, a ieșit și a zis Briefing, astăzi vorbim despre creștere economică. Nu iau niciun fel de întrebări despre COVID. Și am a spus, avem cea mai mare creștere din regiune. Și o poce de acolo din spate, da, da, de inflație. Azi vorbim doar de creștere. <laughs> <laughs> și în aceeași zi s-au anunțat record de morți. au fost peste 600 de morți de COVID în, în ziua respectivă. Adică, la noi sunt niște realități paralele. Eu înțeleg de ce ai plecat. Nu, nu, că n-am plecat de asta. A, eu... plecat? Nu, n-am plecat de asta pentru că nu sunt... Uh... Uh, înțeleg jocul ăsta de 30 de ani Și m-am liniștit acum vreo 20 de ani Că lucrurile vor fi la fel Pentru că democrația presupune uh, Presupune controlul populației La nivel de mesaje pozitive Și uh, să câștigi voturi Și am înțeles că Dar doar voturile mai interesează Voturi. Pe toți. Da, voturi. Mă, dar Totuși Voturi. voturi adică, da. În, în momentul ăsta suntem în faza În care doar voturile mai contează Toată lumea este pe puncte electorale Care este costul păi... electoral al acestei păi decizii Păi nu ăsta e jocul Bă, nu e chiar așa. Păi, da, pentru că ei, asta e, pentru ei, ăsta e produsul. Produsul lor este puterea, puterea se obține prin voturi, deci tu ce, tu ce problema ai? Băi, nu, să în mijlocul unui război. Asta, nu, păi, și crezi că nu... doare pe careva? Ai văzut pe România că... a fost pe locul 2 la morți după Rusia, că? e o țară un pic mai mare. Bun, și întreabă pe ei dacă, dacă îi doare de treaba asta. Nu, nu doare. doare. Nu. Cred că singurul lucru care întreabă, dar câți ori muri de la partid de la noi și câți de la votanți de la noi, câți au fost votanții cei lui alt partid? Poate asta e o întrebare. Dar da. în rest, asta e viața. Da. Uh, acum, serios. Dar tu încă, mai speri? tu încă mai speri că lucrurile astea eu, în România eu încă sau, -am plecat în Dubai. Sau, sau, în Bulgaria? Sau... Da. să știi că nici aici lucrurile nu sunt roze din perspectiva asta, doar că e un soi de... Uh, vezi, nefiind democrație, ei alergă după alte lucruri și pentru ei e important ca localnicii... N-au stresul democrației. N-au stresul democrației, da. N-au stresul democrației și se pot focusa... O, o, cred că comuniștii din România jubilează când au chestia asta. Bine, acum trebuie să înțelegi că uh, genul ăsta de, de sistem este foarte bun atunci când ai un, uh, un, un om luminat sus și care se gândește la populație și la fericirea lor și la gradul lor de prosperitate și la nivelul lor de educație. Au băgat o grămadă de bani în educație de 40 de ani. Au niște școle aici la nivelul școlilor internaționale. Okay. Au băgat în sisteme de, de, de siguranță nu știu, și ai, sănătate. Eu am o părere diferită, dar suntem aici și nu pot să spun chiar tot, da, Ide dar ideea asta cu despotul luminat... Da, e periculoasă când o ia razna. Da. E periculoasă când o ia razna. Pentru că stă totul într-un singur om. Da. E un singur... Nu, nu e chiar. Nu, nu, nici el nu poate să facă tot, că e un comitet de șapte, că sunt șapte state și asta cumva îi mai temperează. Nu okay. poate să ia doar unul razna să ia toți șapte razna, ceea ce e mai greu deja, că sunt familii diferite, sunt interese diferite, deci au un soi de protecție okay. a ceea ce înseamnă a luat o raznă nebună. Ok. Dar chiar și așa nu-mi place ideea de despot luminat. sunt cred în democrație cu toate defectele ei. Nu, nu cred că, că avem cred. o formă mai bună. Eu sper să găsim o formă intermediară, că altfel suntem blestemați să facem două, avem, nu avem decât două opțiuni. Eu, eu sper, încă mai sper, să apară o formă meritocratică a a, or, a organizării. Exact. Gândește-te cum se va transforma treaba asta în, în, în voting. Cum se va, cum, cum s-ar putea Nu Nu să-i drumul băieții ăștia prea curând, că sunt prea disperați, le e frică. Hai să ne întoarcem la Dubai. Da. Așa. Suntem deja aici? Cred că suntem aici. Da. Uh, deci, ai venit inițial cu șase valize la da. propriu. Da. le-am văzut. Da. Și Alea da. cu multe etichete pe ele. Exact. Da. Pe care le-am văzut și la București. Pe păi erau pregătite. Că tu, până când să te stabilești aici, nu prea stai undeva. Am plecat din Germania, am prins da, vara. Dar zi de ce ai plecat din Germania. Poți să spui? Ai, zici? <laughs> mă, în afară, în afară de faptul că uh, COVID-ul a, a setat un standard de, de lockdown foarte rigid, uh, vreme urâtă, oameni reci, oportunități mici, o țară foarte stabilă și foarte închisă, foarte încapsulată, cu randamente foarte mici și cu, și cu o dificultate foarte mare de a intra într-o piață foarte așezată. Astea sunt un mix, ca să nu, să nu spun că doar dintr-o parte Deci era plictisitor rău. Bă, rău de tot. Mi-am amintit că, că vorbeam la un moment dat la telefon și mi-a mi arătat pe stradă. Zice, uite, uite, ai vrut să strada, nu trece nimeni pe aici toată ziua. Bă, când trecea, când trecea câte unul, ne uitam toți ca la țară, să vedem cine e ăsta, a e Când s-a făcut, când a Man, intrat lockdownul lockdown-ul ăla nasol, mă părau vecinii că îmi câinele mai departe de 500 de metri decât, decât, scrie la lege. Și venea poliția în 5 minute și mă escorta înapoi și eu zic, dar cum măsurați 500 de metri? Dacă vreți, facem cu pasul. Și vă punem aici un steguleț, până aici aveți voie. S-a activat o genă din aia mai veche, de prin 1940, la ei știi cum sunt? Oh! No, știi cum? Și toți cred că par... în momentul ăla unețiu deci, a zis. Deci uh... parcă s-a activat ceva și toți au devenit, uh, li s-au făcut ochii albaștri, le a crescut pic de mustață pe ei, erau toți sparg. Îmi place când, când le mai spui pe le Păi de ce să nu le spunem? Da, ești un spirit Sim liber. Simbolic, măcar. După care ai trecut un pic prin România și cu balizele ai venit în Dubai. Am mai venit odată să căutăm. Uh, proprietate, să vedem care sunt școlile, deci am făcut scouting de școli și de, de proprietăți. Am cumpărat o proprietate care o să fie gata în cam în o casă. aproape. Un apartament frumos, un apartament. Un apartament, și când București se spune că stau la casă, să stau la apartament. Așa și stau și eu la casă în Dubai. Da, bine, pe lângă București sunt foarte multe case care de fapt sunt niște apartamente pe <laughs> da, așa. Pe, pe, pe parter așa. Da. Uh, și uh, după ce am rezolvat lucrurile astea, ne-am întors în București și ne-am ne-am petrecut uh, vacanța, să zic așa, de vară, Grecia, Franța, București, și am plecat. În 25 august, când am ajuns aici, erau 48 de grade, umiditate nu știu, când am mai verificat-o. Zici că am intrat direct într-o într saună umedă. Te-a lovit. Mă, deci au fost două săptămâni în care am zis, Doamne, nu trebuia să fie mai răcoare, parcă. Parcă ultima dată când am plecat era bine. Dar acum e bine. Acum e rezonabil. Vezi deci 30 de grade, 35 de grade. Mm -hmm. Au trecut două luni, primele două luni. Da. Și în... de cât timp ești la casa ta aici? Sau ești? De o lună jumate, da. De o lună jumate? Da, de o lună jumate. Deci în primele două săptămâni, așa, pe la hoteluri. Da, păi a trebuit să vedem ce găsim pentru un an de zile până când se termină proiectul în care pe care l-am cumpărat. Mm -hmm. Între timp mi-am dat seama că îmi place mai mult în altă zonă. Ca să vezi ce înseamnă să cumperi o proprietate, după așa, te plin cu agenții și zis, bă, mi-ar plăcea aici și ăștia îți vând tot felul de cum o să fie, cum o să arate, dar nu trăiești. Da. Când trăiești, pentru că atunci când trăiești, îți dai seama că ai nevoie de. Tu ai un stil de viață al tău, vrei să te plimbi. Mm -hmm. Noi, cel puțin, noi ne plimbăm. Dacă mă duci undeva, nu pot să mă plimb de acolo, n-am luat în calcul. Inclusiv Au... la picior, adică. Da, la nas, să ne plimbăm, în fiecare zi. Și aici Sau e mai ai... greu să găsești trotuare. Ma, uneori când vrei să pleci, nici nu sunt. Deci nu poți să treci de aici colo, trebuie să faci un mare ocol pentru că ei sunt mult mai sedentari și se urcă mașină, mai american în way. Se urcă mașină, se duc până acolo, se întorc cu mașina. Deci trebuie să vezi exact trăind acolo, o lună, două, trei, dacă, dacă se potrivește cu lifestyle-ul tău, dacă e suficient de cosmopolit, dacă e suficient de viu, sau dacă e suficient de silențios pe cum dacă avem câine, dacă putem plimba câinele, dacă nu e o zonă interzisă, dacă nu e. Ca aici sunt destul de multe zone interzise pentru, pentru animale, pentru că fiind foarte cald, dacă încep tot să-și facă nevoile peste tot. Wow. Deci da. au o justificare în toată zona asta și sunt niște zone amenajate, dar nu toate zonele sunt pet friendly. Deci, când începi să spui criteriile adevărate și funcționale ale vieții, îți dai seama de fapt unde vrei să trăiești și unde e mai bine în viitor. Deci, probabil că. Vom vedea. Probabil că o să-l păstrăm investițional sau o să-l vindem pe cel de acolo și o să luăm uh, ceva care să, să, ni se potrivească stilului de viață pe care îl descoperim și... Acum. Mai ales da. care se potrivește acum. Acum, da. Așa e. Deci ar trebui să-ți iei două luni măcar, nu? Când vrei să te muți undeva, Dou pe pont pentru cei care au da. planuri de, de ducă. Da, mai bine, mai bine decât cum am făcut noi. Noi am cumpărat ceva ca și cum e românul. Trebuie să ai ceva. Bă, dacă te muți acolo, trebuie să ai ceva al tău. Vezi ce ziceam? Da. Da, trebuie să ai ceva, nu poți vii ca prostul, așa să te pui acolo la. Uh, Dar chiar. Bine îți trebuie, fi... Adică, până la urmă, de, uh, o cumperi ca. Chiar vrei să-ți muți buletinul aici sau o faci ca investiție? Uh, dacă are sens investițional, investițional o faci. Dacă nu are, nu are rost. Adică, dacă plătești un 3% sau 4% pe un astfel de asset și tu te gândești să stai 3-4 ani, nu are rost să o faci. Adică, mai bine plătești a 20-a parte chiria anuală decât să investești pentru 20 de ani dacă nu simți că acel teritoriu are potențial de creștere sau acel unit. Dacă simți că are potențial de creștere, noi ni s-a demonstrat că apartamentul pe care l-am luat s-a apreciat cu 30% de când l-am cumpărat noi până acum, pentru că a intrat în altă fază. Noi l-am luat la nivel de proiect, nu era nici un pic din. nu era fundația, nu se vedea fundația, era o groapă. Acum deja e tot construit. Oamenii vin să uite, deja îl văd, deja e credibil, are altă valoare deja. Uh -huh. Deci, noi l-am luat uh, din rațiuni de, uh, de investiție, și dacă plecăm să aibă o valoare măcar, am zis noi, măcar 60% creștere pe ani jumate 3 Și deja are 30%. Ok. S-ar putea piața să mai scadă după Expo, s-ar putea să fie o nouă bulă în care toată lumea vine aici și dacă sunt, se estimează că vor veni 25 de milioane de vizitatori la, la Expo, Dubai Expo 2020. Da. E, pe 25 de milioane, probabil că și-au făcut și băieții calculul că hai să mai creștem puțin prețul, că dacă tot îi avem aici, măcar cine cumpără să cumpere bine. De adică, practic, în perioada asta se întâmplă această Expo 2020 în Dubai, care a făcut să crească prețurile la nu, orice. Nu, nu da, a, 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 știi ce s-a întâmplat? A, a crescut foarte mult oferta, a crescut foarte mult cererea și oferta a rămas destul de... Și de asta e, e modificată vin, puțin. Am vin mulți oameni la expo și cred că se uită dacă nu cumva ar vrea să cumpere ceva pe aici. Da, descoperă acest oraș care este fabulos când îl vezi și ziua și seara, te îndrăgostești cu de așa. Deci, Decizii astea de genul, cumpăr o casă, mă, practic vii în vizită și te hotărâști că cumperi o casă, e, e prea ușor. Păi unde vezi altundeva în lume decât aici? 10 insule, noi avem insule cu telefoane mobile în, în, și cu parfumuri în România, în Moluri. Aici sunt insule, tot 10, care îți explică cum să investești într-un într apartament și cum vei câștiga un randament de 5, 7, 10% pe care tot ei îl gestionează și ei găsesc uh, oameni care să stea acolo și să trimit bani în cont. Deci e, e de un doar să dai de niște piată. bani să înceapă ei, că și să nu, nu toți, Și nu toți. Ai un payment plan. Vii și dai 10%, după care mai dai 20%, după care mai dai 30% când deja apartamentul e gata. Și tu, practic, ai investit 50-60% și deja ai cheile. Și începi să exploatezi apartamentul, să-l dai în chirie și în loc să plătești chirie, ei îți dau apoi bani. Deci e o... Știi cum? E... E aproape prea frumos să fie adevărat când vine cineva și cum? Deci îmi dai un apartament Suna de. Sună inginerie financiară. Sună inginerie financiară, da. Pe de altă parte, ei au surse de finanțare care, de fapt, costurile finanțării sunt încorporate în acest în aset. Acest pentru tine e deja piață, prețul pieței, e rezonabil, pentru că toți au incorporat aceste costuri de finanțare în prețul de vânzare și perfect rezonabil. Am dus discuția către casă, pentru că uh, tu n-ai venit aici pentru blockchain, deși am început cu chestia asta. Da. Oarecum, vezi, și blockchain-ul face parte din tehnologia viitorului atunci când vorbim de asset de valoare. Și uh, faptul că noi vrem să facem un, 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 sperăm noi, cel mai mare fond de investiții de real estate fracțional, adică să iei bucățele din, din, uh, din uh, proprietăți uh, de real estate, uh, pe baza blockchain-ului putem să facem treaba asta. N-am fi putut face altfel, nu poți să o faci pe internet. Stai, 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 hai să dăm un pic înapoi. Deci, până la urmă, business-ul pentru care te așezi aici da. e de imobiliare? Da. Cu blockchain? Da. Ok. Și cu entertainment. <coughs> cu... E, o, e o combinație, e o combinație de trei și industrie. Deci imobiliare, blockchain și divertisment? Da. Cristi, în Dubai? Da, imobiliare, e... blockchain și divertisment. Nu, e, e cumva Alendidlo. la intersecția. E cumva la intersecția celor trei. Okay. Uh, pentru că zona de entertainment, hai să spun edutainment, va fi o zonă care va promova într-un uh, mediu global, uh, printr-un broadcaster și printr-o printr platformă globală, uh, mult conținut care se va întâmpla aici. Un challenge global de a, de a deveni un super agent de, de real estate în Dubai. Uh, care va democratiza cumva sau va, va pune o, o. vei vedea în, în interiorul uh, fabricii de bani ce se întâmplă. Uh, fondul de, uh, de real estate este cel care cumpără proprietățile selectate, face scouting, uh, face toată partea legală, se asigură că toate proprietățile sunt curate din perspectivă legală, care e o. It's a big deal aici pentru că sunt multe, multe, uh, se judecă mult uh, și au foarte multe probleme activele lor au de cele mai multe ori multe probleme legale atârnate de ele după care găsim uh, cei care vor sta acolo și vor plăti chirie, ne asigurăm că plătesc cea mai bună uh, cea mai bună chirie pentru a plăti dividende și randamente investitorilor. Deci real estate-ul e aici entertainment-ul e aici care va uh, cumva va permite privitorului să vadă mai mult din această industrie, să se îndrăgostească cumva și de oamenii care, uh, care fac această, această magie, dar, dar și de uh, frumusețea jocului, care mm -hmm. nu e de cele mai multe transparentizată. Iar partea de tehnologie este cea care permite să împărțim într-un milion de bucăți un, un apartament și să-l transferăm în siguranță și rapid către cineva din, din orice colț al lumii și care și prin, prin această tehnologie să aibă simțul clar al proprietății și dovada clară a proprietății într-un mod sigur, safe rapid. Mi se pare fantastic. A, sperăm ca dar nu oricine, face, nu ca face o... deja cineva chestia asta aici? Mai sunt câteva proiecte, nu, nu la fel, dar... Legea de fractional ownership, de a -abia, de abia iese, o să iasă în, okay. câteva, în câteva luni. Deci Dubaiul va avea o lege prin care mai mulți oameni pot deține fracțional o proprietate da, și da. pot pune fiecare fracție pe blockchain și atunci poți să vinzi fracțiile alea da. oricui de pe planetă. Exact. Și credem că am avut un impact în, în treaba asta. Okay. Pentru că noi de 8 luni de zile facem eforturi în privința asta. Noi știm ce, de când am luat decizia că o să ne mutăm aici, știam de ce o să venim și ce o să facem și suntem deja la treia, patra întâlnire deschisă, transparentă, pentru a veni cu niște soluții la problemele pe care Dubai le are. Sunt o grămadă de clădiri care sunt în distres și care nu se pot termina. Sunt oameni care abandonează orașul din diferite motive, că au probleme acasă și lasă lucruri neterminate aici. Sunt o grămadă de lucruri care afectează cumva valoarea și modul în care arată orașul. Mm -hmm. Și noi, practic, venim cu o soluție prin care să. să să strângem, bani, să strângem bani din toată lumea, la nivel mic, dar de la milioane de oameni, pentru a rezolva probleme care dau înapoi un randament foarte bun acestor milioane de oameni. Și acum o să dau iarăși un pic înapoi. Deci, un sat de pescari, un oraș construit pe petrol, The... cu un plan, cu o idee bună, a unui despot luminat, care acum a intrat într-o etapă de dezvoltare care creează oportunitate inclusiv pentru un român care vine să facă imobiliare cu blockchain și entertainment aici. Da. Sună, ca un titlu de ăsta așa, la care nu se uite nimeni. Exact. da, tu gândești. dacă dau cuvintele astea să le pui într-o ce vorbit vorbite lor? Ce prostii vorbesc ăștia? De, când te pasionează pe tine imobiliarele așa tare? întotdeauna mă pasionează ceea ce are valoare. Aha. Pentru mine... Că la România e ușor, adică ne pricepem tot la politică, fotbal, imobiliare, ne pricepem toți. Da, bine, eu am investit și de la 7 sănătate, ani, 8, 8 ani, de când am început să facem excedent de cash în business noastre, am început să investim în tot felul de active, că sunt clădiri de birouri, rezidențiale, depozite dar în esență businessul ăsta activ de a investi este foarte plictisitor. Scouting-ul durează foarte mult, nu te pricepi, cumperi prostii și cea mai mare pro problemă e că nu prea poți să ieși când vrei. Ei, da. Dacă vrei să vin ceva de cumpărat, e ușor, cumperi ca rodu, îți place, te vrăjește agentul sau te, te, îndrăgostești tu de o idee fixă și după aceea o și îmbunătățești, pui tot felul de lucruri și după aceea zici, bă, vreau să-mi schimb planul, vreau să vând asta. Acolo e dificultate și orice investment care nu are care, care are dificultate în exit, uh, e un investment uh, eu zic uh, mai puțin bun. Și atunci, astăzi da, da, uite, dacă tu vei reuși să faci chestia asta, să se imobiliarele într o chestie lichidă, ca asta da. de fapt asta încercem. Asta asta încercăm să facem. Încercăm să, să transformăm un un asset greu de transformat în lichiditate în milioane de bucăți care care pot sta pe o grămadă de exchange și în care e piața liberă să să se Practic te poți duce cu casa la supermarket. Da, oricând. Vreau să tranzacționez asta. Și chiar dacă ai, gândește că uh, tu ai nevoie, poate, nu știu, ai cumpărat un aset de 100.000 de euro, dar tu nu ai nevoie decât de 10.000 de euro ca să ieși dintr-un impas. Păi nu poți să-i dai doar intrarea cuiva, că n-ai cum. Aici dacă ai 100.000 de euro plasați, tu poți să dai doar 10.000 dacă ta ai nevoie acum. Și rămâi cu ceilalți 90.000 plasați fără să-ți pierzi randamentul pe care ți l-ai asumat și pe care și l-a asumat și celălalt. Da. Deci ceea ce a încercat să facă deja, cu oarecare succes până acum, blockchain prin cripto, pentru piața financiară, pentru bani, da. cineva trebuie să înceapă să o facă și în alte industrie. Pentru că banii știi sunt doar o mică parte din umanitate. Știi -o ce cum e cripto, cum văd eu cripto față de blockchain? Cum erau la început site-urile porno pentru internet. Da. Flashing ceva în care făceai, puneai niște bani, scoteai de 100 de ori, dar blockchain-ul este mult mai, mult mai serios să zic așa. Ce, cine a zis că industria de adulți nu este o chestie serioasă? <laughs> că și ea sunt foarte rentabilă. Drept, așa e. Dar este, ce vreau să spun este că blockchain începe să arate aplicații care să fie uh, pe gustul tuturor uh, mai multor oameni care vor investiții mai sigure, care vor investiții sustenabile, care vor să, să să vadă calitatea proiectului și modul de operare a acelui proiect pe acea tehnologie, ci nu Correct. doar hai să luăm ceva să cumpărăm mâine pe altceva. Oameni care gândesc mai pe medium and long term. dar da, pentru asta ne trebuie până la urmă o lume cu o legătură cu lumea concretă. Și atunci de -aia ai nevoie de un guvern, de cineva, de, o, de un, institut, de un stat, de o țară până la urmă, care să vină și să spună sunt deschis pentru chestia asta, da. o putem face cam așa. Nu, ei nu zic așa, e foarte interesant. Ei zic, cum suntem zic? deschiși, uh, are potențial și viitor treaba, asta știm. Deci ei vin, bă, noi știm că deja asta are viitor, noi nu știm cum să facem, dar știm Spuneți că sunteți nevoie. voi pe aici care vreți să faceți, spuneți-ne ce aveți nevoie okay. și voi faceți. Sunt foarte șmecheri. Deci noi am făcut aici în deșert foarte o chestie foarte faină, cu aer condiționat, e curată, Tot are toate utilitățile, faceți voi ceva aici Da. și câștigăm împreună. Da, deci ei sunt foarte antreprenoriale. Asta e diferența. Ei, ei știu foarte bine unde vor să ajungă. Vezi că de la distanță diferența? nu par așa antreprenoriale. Adică, de unde uite de la distanță ăștia știi că e și vorba aia românească, pe dacă ai sondă în spatele casei. Da, mă, da. Noi oricum dăm, noi oricum, alocăm succesul către orice altceva decât pentru muncă, strategie, viziune, orice altceva. Uh -huh. Deci asta e boala noastră. Dar uh, că mă mai și distrez câteodată, mă mai întreabă unii care nu au fost niciodată aici și cum e pe acolo. Bă, zic, e frumos, dar cel mai greu e când pleci de la aeroport. Că n-au străzi și trebuie să mergi cu cămila până la hotel și asta. Și zic, da, pe bune. Măia, nu uite la infrastructura asta. Sunt chiar așa leneși. Bă, bă da, sunt leneși, dar sunt strategi. Nu le place munca, dar, dar au viziune și, uh, și sunt foarte aliniați. Când, când au stabilit ceva, ăla este azimutul pe 30 de ani, nu se mișcă. Și uh, puterea asta de atracție asupra ceva consistent și fix. Începe să atragă tot mai mulți oameni care încep să vibreze, să spună, bă, ăștia serioși în privința acestui lucru, hai să ne, mm -hmm. hai să ne partenerem cu ei. Deci sunt okay. foarte, au idei fixe, clare și uh, recunosc că ei nu știu, dar caută întotdeauna parteneri care știu și care da. vor să muncească. Față de cum e la noi, ei cred că le știu și au soluția și uh, tu dacă faci ceva trebuie să mi dai bani ca să implementezi soluția asta. Și, până la urmă, viziunea de țară e publică. Are o carte, și ei, cum am văzut-o, mai Vision, este peste tot. Da. Și lucrează tot timpul să o upgradeze cu 30-50 de ani în avans. Tot timpul. Deci, și a spus, 30-50 de ani facem cam asta. Da. Și oamenii s-au aliniat și nu trebuie să fie foarte seri, sil, silitor la chestia asta. Trebuie doar să respecte planul. Nu, și, și, mai ales, le, le dau o grămadă de subvenții și o grămadă de ajutoare dacă mergi pe aceste programe. Au făcut acum, nu știu, vreo 50 de programe pe care tu, dacă vrei să te apuci de un business și vrei să ai și susținere. Tu zici, băi, am 50 de direcții, frate. Pe C care dintre da. ele vreau să merg? Pe asta. Hai să fac un startup în zona asta. Ce am aici? Am acceleratoare, am incubatoare, am finanțări, am experți, am mentori, am legislație, am legal advice pentru perioada de start gratuit ca eu să pot să pun totul în regulă. Hai. De ce iau să că trebuie să te uiți la ce ai, și ce puteți să faci din chestia aia. Da. Că nu te apuci în Dubai să faci automobile, agricultură. Da, nu, -au, nu, -au, nu cred că au asta. Nu? Faci cu ce ai. <laughs> Agricultura s-ar putea să aibă. Agricultura verticală și uh, cred, că, niște cred, cred că au luat-o înainte uh, izraelienii. Am să le, le exportă mâncarea putea, aici. S-ar putea, da. Dar totuși, au, să știi că au început să facă, uh, își doresc foarte mult autonomie alimentară. Uh -huh. Deci cred că au ceva și în zona asta, că am auzit niște proiecte foarte interesante și proiectele mari nu prea se fac fără uh, binecuvântarea statului și fără susținerea statului, că... E destul de complicat să pornești așa de unul singur. Ne avem și fabule despre chestia asta, cum s-au pus to toate animalele la căruță, nu și trăgeau toate părțile. Da. De fapt, n-ai nevoie să tragă 100 de oameni în toate direcțiile, ai nevoie de ăia patru care să tragă doar înainte sau ăia 100 să tragă foarte încet, nu? Da. Dacă ne-am pune toți... Dar pe să se... fie aliniați. Dar să fie aliniați. Da, să meargă spre aceeași destinație, că dacă mergem spre destinații diferite uh, și dacă mergem așa, deja se, se folosește Prea, prea mult, mult, efort exact. și prea puțin avansare. Da, apoi Când... așa. Dar dacă e să luăm România așa, cam cum se trage în momentul ăsta? Hai să zicem că e așa o treabă, toată lumea trage în toate părțile. Știi? și... Au ști cum mi se pare că toată lumea trage în cerc. Da. <laughs> ca să aibă sentimentul, ca să, aibă, să, avem sentimentul de utilitate, știi? Exact. Și tot avem impresia că dacă noi o să facem mai mult, noi cu noi, acasă la noi, o să ne fie mai bine, când de fapt pierdem din vedere că oricât de eficient de ai fi tu individual, dacă nu ești cât de cât măcar aliniat cu alții ca tine, care să facă în direcția aia, nu se, nu se duc lucrurile înainte. Da, și asta mai presupune încă o conștientizare. Că suntem în toată chestia asta împreună și că toți avem o responsabilitate, o vină sau o, o, un merit. Adică nu e doar că ăia nu fac niște lucruri. Suntem cu toți în chestia asta. Da, așa e. Putem, putem să ne scoatem și să spunem că noi vrem să. O, facem... că nu un... facă ăia de la acolo, de la guvern. Da, ăștia. Suntem toți. Iar, iar eu iar eu am foarte mult, uh, foarte mult respect și foarte multă recunoștință pentru ceea ce mi-a dat România și, și vreau să ajung mai departe. Uh, o să aduc niște oameni care sunt foarte valoroși în România, să-i aduc în Dubai pe costurile mele să să întărim comunitatea de aici. Sunt 10.000 de români care nu prea se întâlnesc că ori fugit de România și nu prea vor să se mai chiar cu români. Și vreau să aduc o odată la 3 luni oameni care sunt super valoroși și super iconuri în România care să ne ajute să coagulăm comunitatea asta, să încercăm să facem poate primul incubator de business uh, pentru români într-un parteneriat public-privat, în care cei care vor să vină aici sau cei care sunt deja aici și au apetit pentru antreprenoriat pe direcțiile stabilite, să poată să-și pornească ceva ușor. De ce? Dar de ce trebuie să facem asta aici și nu în România? Păi sunt în România deja. Sunt okay. mai multe aceratoare, sunt mai multe... La okay. Aici nu sunt. Okay. La fel, n-a fost parohie, s-a făcut parohie. Uh, parohie adică sunt... ortodoxă aici? Da. da. Okay. Sunt niște lucruri de care noi ca români avem nevoie aici și uh, o parte din timpul meu este alocat și pentru a ajuta aceste proiecte. Uh, sperăm să fondăm uh, Romanian Business Chamber în, uh, în Dubai. Ne mai trebuie câteva firme, vreo 10 din 25, care să aibă un anumit tip de volum de activitate și un pic de credibilitate ca să formăm un astfel de organism cu care să putem să operăm și să atragem fonduri și să intrăm în parteneriate mai mari, nu doar la nivel de companie, ci de grup de companii. Adică sunt niște lucruri care. Degeaba are succes doar o nețiu, nu? Nu, trebuie să avem cu toții, să avem acces cu toții, pentru că foarte important în toată chestia asta să ai acces. Dacă tu ai acces și nu faci nimic, deja asta e altă poveste. Da. Dar să nu ai acces, nu e corect. Adică nu ai aceleași șanse ca și alte companii uh, fondate și deținute de uh, alte naționalități. Uh -huh. Și atunci, măcar să aducem la același standard, să putem acționa ca și grup și să putem intra în proiecte ca și grup de firme, ca și grup de entități economice. Și totuși, care-i sosul secret de aici, în afară de faptul că au venit foarte mulți bani și foarte multă susținere pentru idei noi? De ce sunt oamenii atrași de deșertul ăsta, unde pe 25 august te lovește căldura în față ca un ciocan? Nu știu, nu știu în general, dar spun, îți spun la mine. Uh, nu sunt droguri, nu Am sunt... copii. Nu vreau să meargă pe stradă și să primească droguri sau la școală. Îți vine SMS-ul când aterizezi că aici infracțiunile legate de droguri sunt pedepsite cu... Pedepsă capitală. Capitală. Nu închisoare de jumătate de an. Uh, alcoolul e greu de găsit. Uh, aproape că nu există infracțiune de furt sau altceva. Fug după tine. Dacă îți uiți un telefon undeva, fug cu el. Am dispera. văzut scena asta ieri la cineva. Da, deci, deci le... e o țară plină de imigranți care vin din țări mult mai sărace, pentru care să, să, fie scoși din țara asta înseamnă ratare totală, pentru că ei în țara asta reușesc să strângă în 5-10 ani de zile bani suficient să-și construiască o casă acolo, acolo, de unde vin Și sunt foarte atenți la treaba asta, sunt, sunt, iar poliția chiar e, face treabă extraordinară în privința asta. Deci este safe, nu sunt droguri, greu, de, greu acces la alcool, Educa școlile sunt 28 de școli uh, certificate IB în Dubai. În București sunt trei cred că, sau 4. Deci 28 de școli. Ai o grămadă de opțiuni. Super profesori aduși de peste tot din lume, super plătiți, uh, sistemul de sănătate funcționează brici, cele mai noi tehnologii, uh, vremea e bună, 7 luni, 8 luni. Spitale private. Spitale private. Nu există sistem de pensii aici. Nu există sistem de pensii sau sistem de, de sănătate public. Deci tu stai în țara asta atât timp cât îți permiți. Eu ca stat nu o să iau de la niște oameni, pentru că n-au nici taxe, să ne înțelegem, n-au de unde să facă asta. Eu au spus decât să luăm taxele de la unii și să gestionăm noi și să creăm un sistem care în final se va strica, mai bine fiecare își plătește și nu facem concurență neloială unui spital privat, ci stimulăm inițiativa privată să aibă clienți și să livreze servicii. Enervant, nu? Da. Da, știu. Păi cum adică că în România spitalele și școlile sunt gratis? Da. Și uite cum sunt. <laughs> sunt gratis. Dar ce primești de gratis ăla? Și de fapt nu sunt gratis. Pentru că Capitalistule, tu plătești din toate. Vrei să <laughs> iei de la gura copilor din România? Vrei să încurajezi pe ăștia să închidă școlile gratis? Nu ne trebuie salarii mai mari, școli, școli și spitale gratis? gratis. Da. Și uite aici am ajuns. Să ni se dea. Aici am ajuns. Ăsta e răspunsul la această... Pentru că tu o portretizezi foarte bine. Chiar dacă vrei să fie distractivă, nu e. Deci Mindset ul ăsta ne-a adus aici unde suntem. Ăsta ne-a adus mai mult decât X sau Y care a condus țara asta. Mindset ul ăsta ne-a adus aici. Pentru că toți ne-au promis că ne vor mai da câte ceva, ne vor mai da câte o sută. Nu, 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 nu problema nu e că ei ne-au promis. Problema este că noi am crezut și am vrut asta. Deci, faptul că cineva. Da. Știe, ca și când. Bă, mi-a promis vânzătorul că o să fie bine. Bă, tu erai cumpărătorul acestei idei. Tu aveai da. deja pregătită ideea ca tu să cumperi o minciună. Da. Cel mai complicat a fost să explic mamei că atunci când o să-i mărească pensia, o să se scumpească mâncarea. <laughs> și după ce a înțeles mama chestia asta cu câțiva ani, a zis că ea nu mai vrea să-i se mărească pensia. A zis, mamă, să nu ne mai mărească ăștia pensiile, dacă crezi chiar prețurile. Și ea a rămas gură cu cască. Cum poate să spună? Și mama are o pensie foarte mică. Știi? <grijinilor> Bă, de, 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 de Mama am o veste bună și una prostă. <grijinilor> o să mărească mă prețurile. Și faptul că ăștia fac chestia asta de atât de multă vreme, fac deja de peste 30 de ani, și oamenii sunt bucuroși că le mai mărește încă o dată, când de fapt ne pierdem valoare, nu? Da, de fiecare dată. De fiecare dată. De fiecare dată prin, prin uh, generarea de, uh, de mai mulți bani care n-au nicio valoare și nu, nu sunt dintr o valoare uh, intrinsecă. Nu, nu, nu sunt generați într o valoare și un excedent. Este pur și simplu un nou împrumut, un nou împrumut, un nou împrumut. Și asta este provocarea, pentru că noi trebuie, uh, noi vorbim cu oamenii care ne urmăresc și care trebuie să depășească chestia asta, pentru că oricât de mult ne iubim părinții, ne-au învățat prostii. Pentru că altceva. și eu au fost învățați, ei n au știut altceva, dar stai nici nu au depășit vezi, condiția. Stai mult să vezi ei. generația noastră ce rezistenți vor fi la Digital Wallet, la Digital Money, la Digital Assets. Stai să vezi ce. Altă generație despre care copiii o să spună, bă, tată, bă, da, mie de ce nu mi-ai spus, mă, că puteam să fac așa? Pentru că mi s-a părut o prostie capitalistă, o nouă invenție. Bă, tată, dar de ce n-ai studiat un pic să vezi dacă ți s-a părut doar ție? Sau trebuia să mă înveți acel lucru? Păi trebuia să te înveți la școală. La care școală? La asta gratis, la care e tântica de acum 70 de ani care mă învață aceleași lucruri? Nu știi despre treaba asta. Ai închis ochii. Okay. Faptul că eu am fost plecat acolo, tu nu știi ce facem noi acolo și cine ne predă. Deci ce okay. astea, sunt, astea sunt lucrurile care... Uh, noi nu vrem să vedem anumite lucruri și după aia începem să ne plângem. Ok. Deci nu e bine să fie gratis. E bine, dar uite, asta obții. Nu? Adică, eu nu zic neapărat bine sau rău. Da, dar România da, e o țară cum... bogată. Uite, eu aud vocile. Aud. <laughs> Până... România este o țară bogată. Avem de ce de nu toate? avem și noi? Avem de toate. Avem de toate, doar că sunt de vină ăștia guvernanții. Da, e, știi cum. E la fel ca și când un om care are experiență și are un milion de euro pe masă, gestionează într-un fel acea bogăție față de cel care are tot un milion de euro, dar a câștigat la loto. Păi da. Nu am câștigat la loto natura. Am făcut noi ceva pentru ea? Nu am câștigat la loto apa. Nu am câștigat la loto relieful. Nu am câștigat la loto Dunărea. Noi am câștigat la loc o, la, la loto Delta Dunării. Da. Am făcut noi ceva pentru chestia asta? Păi nu, tocmai pentru că le avem neale nevi, cred că. Nu, cred că pur și simplu am lăsat pe alții să facă. Dacă rău. aveam doar deșert, cred că era mai silitor, așa, nu știu. Habar, nu pot să-mi dau seama unde a fi ajuns, dacă poate mai rău. Hai <laughs> nu, măcar așa mai curge o apă, oh, mai okay. vindem ceva. Okay. Nu, -i... se putea mai rău, știi? <laughs> Eu, mă, când, când cineva vine să să se plângă de România, zic, bă, n-ai umblat destul în lumea asta. Se putea mult mai rău. Așa este. Deci, nu avem deci probleme practic, noastre. Cristian Onețiu este în etapa capitalistă. Uh, nu, sunt în, etapa, în etapa cheltuitoare. <laughs> <laughs> Eu este ești antreprenor în Dubai? Nu, sunt cheltuitor în Dubai, pentru că prima data, etapă, prima data. etapă este cea de cheltuit și de investit. Cât cheltuiești? Costuit? Apropo, cât te costă viața aici? Poți să zici? Vrei să zici? Costă mai mult decât în România. Știu că costă mult mai mult decât în România. Și nici nu stai într-un bloc ieftin în momentul ăsta. E, e destul de uh, Germania a fost de patru ori mai scumpă decât Bucureștiu. Dubai e de două ori mai scumpă decât Germania, decât Franța. Ma. Da. Deci uh, de genul multe mii. Hai să punem un zero. Luna. Hai să punem un zero față de ce? Știm noi că cheltuim în București. Ok. Deci, dacă în București e o familie de middle class așa se descurcă cu vreo 2000 de euro, măcar aici un minim de 20. 15 20, cel puțin. Pe lună. Da. Dacă, dacă vrei să pornești. Trebuie neapărat camera. să fii rentabil aici, dacă... n ai de ales. Exact, depinde. Care cashback, nu știi? Cam da. cât timp. Până când pornești? Păi ar trebui să pornești cu vreo 6 luni în motoarele, și încă vreo 6 luni să pierd controlat, ca în 12 luni să încep să. Asta e să... planul. Da, cam asta e planul. planul. Planul este cam șase luni să pierdem controlat, pentru că întotdeauna într-un startup tu iei experți, oameni, cheltuielile tale sunt fixe, uh, iar profitabilitatea începe să crească gradual. Uh -huh. Și ai, o, ai un triunghi de ăsta, urât cu roșu, hașurat, care înseamnă pierdere operațională, că n-ai cum să pornești și din prima lună să-ți acoperi cheltuielile. Nu, nu poți face profit din prima? <laughs> Da, dacă, dacă nu, ești doar tu. Toată lumea nu se aștepte să faci profit din prima zi, ca asta înseamnă să fii antreprenor de șase Dacă Nu, ești de, ești, nu ești deștept dacă nu faci asta. Exact. Da, dar pe de altă parte, dacă vrei să oferi un anumit tip de serviciu și un anumit standard, tu trebuie să pornești din prima zi cu un tip de pregătire și cu un tip de oameni și cu un tip de sisteme care să livreze, și dacă ai doar trei clienți în luna aia un nivel da. acceptabil sau peste așteptările lui de servicii și de, de ceea ce tu ai promis. Până când nu să rezolvă chestia asta, vreau să te mai întreb. Simți că ai venit la momentul potrivit? Ah. E momentul potrivit aici? Acum trei ani de zile era mai bine. Dacă prindeam înainte de COVID... Acum trei ani? Da. Era mai bine? Da. Da, pentru că... Cu uh... mintea de acum? Cu mintea de acum, dar nu aveam. Asta e toată... și de asta când mă întreabă cineva ce ai făcut în trecut? Bă, dacă aș fi știut, atunci aș fi făcut. Deci, n-am... Cumpăram Bitcoin <laughs> să te am cu minte. Da, exact. Ce ai făcut acum 10 ani de zile? E cam obvious. Adică... Dar uh, e, e, o etapă de, e o etapă de maturizare acum. În trei ani de zile s-au schimbat niște lucruri. E mai bine într-un fel pentru că sunt mai mulți ochi asupra Dubaiului acum uh, din toată lumea asta pentru că a fost un fel de insulă a libertății, a libertății în, în COVID uh, și au gestionat foarte bine. Și asta are o, o, o bilă albă într-un sistem de leadership și de conducere a unei țări, să gestionezi o criză atât de serioasă într-un mod da. rezonabil. Deci, cred că am venit într-un un pic, un pic târziu, dar sper să recuperez într-un an de zile și să să reușim să avem un cuvânt de spus în piața asta de, de real estate și de fractional ownership. Este un moment uh, cel puțin interesant, ca să folosim o metaforă goală. Interesant. Da. da, e un epic. Da, okay, cel mai urât cuvânt care îl aștept da, când interesant când fac o prezentare cu Ivan și e interesant. O, oh, aleu, okay. interesant, și pe asta. Da, exact. Dar chiar este o perioadă foarte complicată și uh, sunt convins că mai mult ca niciodată citești și documentezi, nu, doar, nu te bazezi doar pe simțul tactil, olfactiv, așa. Nu? nu stai doar așa după cum bate vântul, un să înțelegi încă Da. Pentru că Oricât de bun ai fi la văzut viitorul, bă, viitorul numai ce a fost. Nu. Și gândește că, că noi n-am înțeles cât de multe se schimbă în același timp. Dacă. Ei trei cercuri. Cercul mare este cercul extern. Analiza PESTEL. Politic, economic, social legal, tehnologic și de mediu, environmental. Deci astea toate sunt în schimbare peste tot în lume. Orice business ai face, astea toate se modifică. Toate, toate se mișcă. După aia e cercul 2, care se mișcă concurența directă și indirectă, actuală și viitoare. Asta iară se mișcă, tot timpul se întâmplă ceva. Deci astea sunt puncte în mișcare permanent. După care mai e și problemele interne, managementul, produsele, inventoriu, modele de business, care iară se mișcă sau care nu sunt clare. Deci noi n-am înțeles cât de complex e să reușești în mediul antreprenorial până acum, pentru că n-am văzut decât am un hot dog, îl vrea cineva, îl cumpără, nu îl cumpără, a plouat, n-au venit clienții. Cam astea au fost meteorologice, la noi au fost influențe meteorologice, știi? A plouat, a... Deci, ăsta toate sunt puncte în mișcare și tu, ca antreprenor, trebuie să creezi contexte predictibile spre profit. De asta e foarte complicat pentru că nu luăm toate lucrurile astea în calcul, dar dacă da dacă aliniez matricile astea, pot să Nu poți să le aliniezi, dar poți să faci tot felul de, de scheme Aha. logice de uh, planul A, dacă ăsta se modifică aici și planul B se modifică traseul pentru că nai cum să le tu -ai puterea să să influențezi aceste lucruri. Tu nu poți să schimbi cum bate vântul, dar trebuie să știi când se mută vântul în partea cealaltă să întorci uh, să întorci uh, cum îi spune, vela sau cum da. îi spune? În așa fel încât ea să te împingă spre aceeași destinație pe care ai setat-o. Ei, cum faci? Pentru că tu, atunci când începi să vorbești, mai ales în fața antreprenorilor, oamenii care stai de vorbă sau partenerii tăi, nu ești neapărat poate cel mai bogat, dar ești cu siguranță unul dintre cei mai bine informați. Și nu e de vorba că te uiți la știri, că știi că nu prea o faci. Da. Ci plătesc, poate... plătesc. Am în echipa de consultanți pe unul dintre cei trei care a implementat blockchain în guvern. Și nu pentru că ai. Aici, dar aici? Da. da. A. Și nu pentru că ai. Aici, dacă ai lucrat cu guvernul, nu înseamnă că ai făcut afaceri cu statul, înseamnă că ai fost one of the best. Plătesc, am o echipă de oameni care. și să nu crezi că acum 2 ani de zile, când. Un, un an de zile, un an jumate, când participam la discuțiile cu ei și îmi tăiau și factura la final, mi se părea că nu că sunt cel mai prost, că sunt incapabil să învăț treaba asta. Sunt. Deci simțeam că sunt incapabil. Deci, bă, nu puteam să cred că la a treia întâlnire eu încă nu reținusem un termen și nu puteam să-l conectez cu termenul Tenzul celălalt. Cel... Băi, deci nu, n-am putut să cred că sunt atât de prost. Și m-a costat mai mult. Dacă ești prost, trebuie să plătești mai mult, trebuie să iei ore suplimentare, știi? A, cum e? After, uh, after classes sau cum se cheamă? Meditații. Deci, meditații. Plătesc meditații. Dacă ești prost, Asta e. Compensezi cu de ceva. Dar nu există facultăți de așa ceva. Păi nu. Trebuie să te duci și să-i găsești pe oamenii cei mai potriviți care să-ți vorbească nu despre trecut și despre mâine. Că eu vreau să știu despre mâine. Da. Dar ei când vorbeau despre mâine, eu nu înțelegeam nimic. Mm -hmm. După care îmi dădeau cărți, mă uitam peste ele și tot nu înțelegeam nimic. Și din uh, dorința asta de a înțelege despre mâine, că dacă tot plătesc orelele de, de consiliere și de, de, de advisory, măcar să în... Grăbesc procesul uh, de învățare. Uh -huh. Deci, cred că asta e cea mai rapidă formă de învățare. Să, să, ai un, să ai un obiectiv și să fii presat de contextul care îl faci, să înveți accelerat pentru că ai un obiectiv. Uh, uh, poate ți-am mai vorbit despre diferența între pedagogie și andragogie. Pedagogia este, uh -huh. este metoda de predare pentru copii, pedagogia, iar andragogia este metoda prin care metodologia. Prin care învață adulții. E total diferită. Noi învățăm dacă avem o miză. Noi, copiii, sunt tabula asta și trebuie să construim structură ca ei să poată să-și construiască o privire de ansamblu asupra unei informații. Adultul este deja plin de informații și trebuie să îi pui miza în fața ceea ce face pentru ca el să-și restructureze informația și să-și upgradeze informația pentru a atinge un obiectiv. Deci noi avem metode diferite de învățare și, din păcate, o grămadă de educatori de adulți folosesc metode pedagogice într-o într altă etapă. Da, da. Uh, și eu când am învățat acum patru ani de zile la un institut ăsta din America despre andragogie și am căutat, zic, păi nu pot să cred că nu există chestia asta și oamenii nu vorbesc mainstream despre subiectul ăsta. Da, avem noi în, în România avem uh, educație continuă. Da, educația continuă, Sau... dar tot pedagogică. Da. Hai să te înveți cum se pune lemnul ăsta cu lemnul ăsta. Și tu te uiți și spui, da de ce? What is it for me? Nu mă întreba că am venit să-ți dictez. Și tu pui și bifezi și pleci de acolo și nu ai chef și oricum nu te interesează. Până când, la adulți, până nu clarifică miza uh, schimbării și uh, miza ieșirii din zona de confort pentru a intra într-o altă zonă care e mai bună pentru el, e imposibil să-l înveți ceva. Uh -huh practic tu te-ai pus într-o zonă de disconfort da. și de confort, dar mai, degrabă de presiune, că trebuie neapărat să reușești și ca să ajungi la acel succes sau să nu dai rasol, Te mm -hmm. să faci niște chestii. Eu în biroul meu din București aveam un poster mare, tu cât peretele, un fototapet de ăsta, Life begins when you are out of the comfort zone. Viața începe când ești în afara zonei tale de confort. Cum te simți în zona de confort? Cum e clar că nu mai înveți, cum e clar că nu mai evoluezi, cum e clar... Și nu știu sigur dacă stagnezi. Sau stagnezi, apropo de teoria relativității. Poate tu stagnezi, dar piața se mișcă și tot uh, se creează un, un, o diferență negativă, un gap negativ. Da. Deci, nu pot să spun că scazi, că poate nu pierzi nimic din informație sau din... doar că se modifică. știi, E tot relativ dacă da. scazi sau nu, relativ cu piața, relativ cu, cu, cu media pe care, la care tu te raportai. Dar nu se teamă că cu cât afli și înveți mai mult, tot nu reușești să ajungi la zi sau reușești? Nu, nu ajungi și mai ales nu pe, toate, nu pe toate zonele. Și nu e deprimant? Ba da, trăim prea puțin. Trăim prea puțin și, și avem capacitate sau sisteme de învățare prea, prea, prea încete. Sper, de... sper, okay. sper să, să prindem și un alt fel de formă de viață, în sensul că să învățăm accelerat. Sau să S avem un AI care să ne proceseze informațiile în cap. Why not? Dar ce Care e problema? Poate nu în cap. Ok, că intrăm într-o altă zonă de ba, tradiție. Da, eu eu mi bag. Poate, poate, poate este pur și simplu uite, uite l pui aici, Uite, l pui aici, înțelegi, și ai învățat da. engleză, De ce nu? De ce trebuie să stau 15 ani să învăț engleză să am în continuare accentul ăsta de rus? De ce? Da. Adică, uh, noi dintre toate mamiferele avem timpul ăsta de învățare și de. și dacă nu cumva toată învățarea asta care vine din gură în gură și din tradiție în tradiție și din formă în formă. Ne blochează să accelerăm mai repede în evoluția umană. Și dacă accelerăm, ne ducem unde? Păi, dacă avem un plan, eu zic că ar merita. Vestea bună este că nu trebuie să ne grăbim să accelerăm, că nu avem niciun plan. Sau e un plan, dar nu-l știm. Uh, însă, dacă noi considerăm că planul este să. Colonizăm de, uh, Universul. Da, why not? Vezi, apropo de andragogie. Deodată, când punem o miză, mai mulți care se uită la noi, acum zic, Opa, asta e puțin, puțin. Că dintr-un dintr debate etic. Dacă eu uh, să-mi fac sau nu un, un enhancement personal de creștere a eficienței, deodată devine un instrument ca eu să pot contribui la chestia asta care mi-ar plăcea. Deci asta e diferența între pedagogie și andragogie. Pedagogia e un pic chinui să-i înveți. Da, da, da. Uh, asta s-a întâmplat prin forțarea adulților uh, să învețe pedagogic și nu merge. Așadar, până la, la acest moment al interviului, le-am desfințat școlile și spitalele gratuite că suntem niște capitaliști nenorociți? Nu, nu le-am desfințat, doar că am pus în oglindă un mod de operare cu rezultatele Așa pe este. care le generează. Așa este. După care am vorbit despre cum banii noștri, de fapt nu stai noștri că ni toacă ăștia mărunt. Da, și au... că au mai puține valoare decât credem și că ar trebui să fim un pic mai atenți la hârtiile astea, uh -huh. ce putem face cu ele și care sunt variantele moderne prin care să putem să ne păstrăm valoarea pentru care am muncit sau chiar să o creștem, dacă se poate. Exact. Și am înțeles că de important este să investim în noi și să ne upgradăm pe noi pentru ceea ce vine. Dar cu toate astea, tot n-am înțeles foarte bine ceea ce vine, însă, la ultimul nostru interviu, ne-a spus domnul Cristionețiu că, mare atenție, că o să vedeți că se vor întâmpla chestii de genul. Chestiile la care v ați obișnuit că sunt disponibile, de o calitate bună, nu o să mai fie dintr-o dată disponibile. Ce să vezi? Am fost la Apple Store, s-au lansat MacBook Pro, nu aveau pe stoc. După care aud că au și bogații probleme de genul, e coadă la Rolex, n-au ceasuri. E waiting list. Nu e mai waiting list. Din waiting list a făcut wish list și acum veniți peste 3-5 ani, ce că le zic. Mi-a zis un tip aici în Dubai, care avea un ceas foarte scump la mână. Nu e vorba de tine. Deci să înțeleg oamenii că vorbesc. Al meu e tot de săraci la masa aia lor. Așa. Nu e colecție specială, e doar un ceas. Care se poate cumpăra. Aia au colecții. Da semnate. Intră oamenii în magazin, n-au ea telefonul ăla pe stoc. Adică nu mai sunt chestiile pe stoc. Da. Mai am un prieten care acum este în state, l-a rugat pe Andrei Pitiș. Nu doar la bogat se întâmplă asta, să știi că S-a dus tot... în America și s-a lansat Pixel 6, 6 Pro, s-a pus în magazin. Și în ziua în care s-a lansat, s-a în magazin să-l cumpere, a zis că nu îl au. Da. da. Cum ne-a zis fata de la magazin de la Apple, am avut două bucăți. Băi cum? Apple Dubai, două bucăți. Deci ăștia n-au marfă. Da. Adică, care e fața? Tu ne-ai avertizat că ai citit în cărțile alea sau ți-a zis cineva? De unde știai? Că nu o să mai fie marfă? Nu, am vorbit mai multe lucruri acolo, de care știi că ne-au acuzat oamenii în primele zile de, de difuzare că bate în câmpii. Da, am da, spus da acolo, am, am bătut cu grație, am, spus nu? Că să, da, am spus că o să fie inflație, da. am spus că o să crească prețurile la o grămadă de utilități și da, la materii inclusiv prime. La benzină, da. Uh, am spus că o să fie probleme de supply chain, că e previzibil, că au început deja. Am mai bătut câmpii cu niște subiecte de-astea, care de-abia că... acum, peste 6-12 luni, ele încep să... Bă, stai puțin, că de-abia acum le vedem. Exact. Exact. Dar chestia cea mai dureroasă pe care ai spus-o că noi ne-am obișnuit cu un anumit nivel de calitate la un preț decent. Da. Și că acea calitate... Adică, că, că ziceam noi că nu mai există telefoane proaste, nu mai există produse proaste, exista un preț decent la majoritatea bunurilor. Uh -huh. Uh -huh. și acum trăim în etapa în care indiferent cât de bun sau scump e bunul ăla oricum nu prea l găsești da, settle for less o să fie situația asta în care să te mulțumești cu mai prost, mai slab pentru că nu o să mai de unde alege a fost o nebunie abundența asta de opțiuni s-a văzut că într-o criză globală nu e sustenabilă pentru că nu e localizată, pentru că totul venea din trei Părți ale lumii, și când ele s-au stricat, au început să deregleze întreg sistemul. Până când noi nu vom avea uh, uh, calitate uh, și valoare, și sustenabilitate locală care să servească uh, o proximitate, până când nu putem să ne producem la noi apa și să o îmbuteliem și să o facem, nu putem să sperăm că nu o să murim de foame într-o situație în care vecinii ne blochează accesul la apa respectivă. Păi nu și asta ne-a globalizare ce? și capitalismul? Că trebuie să putem face cu toții ceea da, ce la care ne pricepem cel mai bine? De asta spun să se uite oamenii să înțeleagă uh, uh, modern money theory. Pentru că asta a fost povestea din 71, da, A fost povestea din 1910 când clapa a scris-o și după aceea oamenii au înțeles-o economiștii și au zis că trebuie să creștem ex -ex accelerat. Nu putem altfel decât să generăm o monedă în care oamenii o să creadă, În God we trust, au pus și ei, au, pus, au fost foarte onești, au pus, domnule, Dumnezeu cu mila, noi credem și iau că e bine. Dar nu mai avem nimic în spate. Și astea sunt lucruri pe care noi ar fi trebuit să le învățăm autodidact dacă nu le-a dat școala. Autodidact, să înțelegem. O întrebare simplă, cum funcționează banii? Eu n-am văzut pe mulți oameni să caute, nu e trending search cum funcționează banii, cu toate că ne afectează pe toți. Cum funcționează corpul uman? cum funcționează relațiile, cum funcționează organizațiile. Astea sunt lucruri pe care noi ar trebui să le învățăm ca și viitori adulți și să ne, să ne clarificăm și să nu fim surprinși și să spunem, ăia ne-au învățat. Ăia ne-au învățat pentru că eu au avut tot interesul, pentru că suntem cumpărătorii, noi suntem, noi suntem produsul, ca la Facebook. În sistemul monetar global, noi suntem produsul, noi nu suntem beneficiarii acelor, acele monede, suntem produsul. Și acum ne da. supărăm și ne revoltăm că mamă nu ne-a spus nimeni. Dar pe mine mă irită când văd că o, o companie de tehnologie, când dă comunicat, spune userii noștri. Nu, 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 oamenii! <gătă> you, avem da, avem atâția useri! Avem userii noștri de acum, termenii noștri. Nu, 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 oamenii, nu sunt useri. Nu mai spun nici useri, le spun uh, subs, le spun tot felul de chestii. Și, de com așa. și companiile care vând chestii le spun consumatori. Na. Nu oameni, nu suntem oameni. Sunt ori suntem utilizatori pe rețele, ori suntem consumatori da. la companii. Păi ei asta vând mai departe, pe noi. Ok. Ce urmează atunci? Deci dacă am zis că supply chain, nu știu ce criză, s-a gripat instalația, nu mai vine marfa, nu știu dacă ai văzut pozele alea cu vapoarele care stau încolonate la intrarea în porturi, da. cu săptămânile, se strică ananașii pe, pe barcă. Da. Mă, nu știu ce urmează. Eu mă uit doar în ceea ce văd astăzi și anticipez niște posibile amenințări sau niște schimbări, niște modificări economice sau ale comportamentului sau niște schimbări tehnologice pe care fie le-am văzut deja că s-au lansat și urmează să impacteze tehnologia, deci eu nu pot să-mi să dau seama cum se vor modifica și cum se vor împacheta aceste lucruri, dar văd că uh, uh, banii digitali uh, vor deveni tot mai acceptați peste tot și vor deveni uh, o, o variantă alternativă și de apoi uh, complementară și apoi majoritară în viitorii ani de zile și, uh, și cred că și sper ca oamenii să se obișnuiască repede cu această volatilitate a, a banilor sau a formelor de token și de coin pe care le dețin în conversia spre uh, bunuri de consum. Adică, uh, asta puțin. Deci, trebuie să ne obișnuim cu banii digitali și cu faptul că fluctuează în valoare. Da. Și nu-i nu place fluctuația în știu valoare. Știu că nu-i place, dar. decât asta. în sus, evident, da. Știu, știu, dar uite, vezi, așa se culca și uh, un om, se culcă noaptea un investitor care are acțiuni în 20 de companii. E previzibil că până dimineața, dacă se deschide bursa în alt colț al lumii și se întâmplă fluctuații, dimineața nu mai are aceeași valoare. E previzibil, ne-am obișnuit cu asta. Asta se va democratiza la nivel de portofel general a fiecărui om. Și noi vom trebui, va trebui să înțelegem că banii nu sunt doar o monedă de schimb, ci sunt un tool pe care trebuie să-l folosim pentru a ne prezerva valoarea, sau pentru a crește valoarea. Deci nu mai e doar salariul pe care îl primim. Iar oamenii care nu vor înțelege treaba asta și îl vor considera în continuare un mijloc de tranzacționare și atât, probabil că vor ajunge să lucreze pe cartele și pe cartela aia va scrie 1 kg de roșii, 2 kg de cartofi, 5 litri de apă, 20 de litri de lapte și poftiți, pentru asta lucrezi 8 ore ca să fii clar și sigur tu ce vei putea lua cu astea. Dar asta uh, cam așa le văd eu de. de, de, de Uh, Cât la sută din populație are spiritul antreprenorial în născut, din experiența ta? I don't know. 1%, 2, 5, maxim. Deci 98% o să vrea cartela. Da. O să vrea cartela uh, sub umbrela unui universal basic income. Adică statele, un venit minim garantat. Un venit minim garantat, dat de stat, care îl va obține din diverse surse, în general de la aia 5% care produc valoare. Deci cei 5% care au companii antreprenori care fac bani mulți, da? o să le luăm prin taxe și impozite niște bani da? și dăm la săraci să aibă oamenii pe cartelă. Da, acum s-au asigurat că mediul antreprenorial local nu mai contează prin această lege europeană de 15% de taxare a corporațiilor. Dar tocmai ce a chestia asta, nu prea, -a Ca nu, să... nu prea se vorbește despre ea. Da, păi asta tocmai închide furtunul tuturor antreprenorilor că nu mai suntem relevanți. Adică, deodată, statul român câștigă la fel de mult dacă se vinde un iPhone în România sau se vinde produsul meu care n-am același nivel de investiții, de în același nivel de research and development și așa mai departe. E obvious că o să se ducă, este evident că se vor duce către Apple să spună să rămână, mulțumesc că ați făcut afaceri la noi. Băi, pleacă mă de aici, ce ai făcut aici? N-ai plătit angajatul la timp. Ce ai făcut aici? Păi știi că mi-am probleme la început. Mă, tu nu dai bani, tu vrei să primești? Pleacă de aici. Deci ăsta este începutul sfârșitului uh, antreprenorului mic. Dacă nu gândește mare, dacă gândește mare, o să nu gândească gândească. mare. trebuie să gândesc. mare. Trebuie să gândească mare și asta e o nouă, o nouă schimbare de paradigmă necesară. Dacă nu gândești mare, nu ai ce să intri, nu mai, uh, nu mai poți să intri în lumea asta. Adică intri și imediat Bariera îți dă, imediat este îți îți dă sus. Un, un cot înapoi, da. Pentru că nu e suficient de bold, nu e suficient de, de, de curajos, nu e suficient de diversificat și nu e suficient de diferit. Pentru a, a să crea, crea valoare și camicază, dacă te uiți așa. Hai să ne întoarcem un pic la Universal Basic Income, că este o temă pe care multă lume a mai auzit-o, poate, sau dacă n-ați auzit deja, venitul minim garantat, VMG-ul de la noi, UBI-ul în, în engleză, este o variantă prin care tot mai mulți economiști vorbesc că vom ajunge în situația în care trebuie să oferim tuturor, indiferent că munce sau nu, da. niște bani suficienți ca să trăiască. Da. Cartela! o cartelă. De ce? Pentru că știm cu toții că în momentul ăsta putem produce mai mult prin tehnologie decât cu oameni. Da? Uh -huh. E clar? S-a lămurit toată lumea că producem mai mult cu tehnologie decât cu oameni. Da. Și atunci, dacă producem mai mult decât cu oameni, ce facem cu oamenii? Le dăm niște bani de genul ăsta ca să existe, să subziste, să existe, dar niciun caz să prospere. Da. Dacă vrei să prosperi, să devii ca micază de business, antreprenor din asta. Ca altfel o să fie așa. Păi, e ca o competiție. Nu mai poți să joci, dacă vrei să joci de la mișto fotbal într-un colț, treaba ta, dar dacă vrei să joci, au dispărut Liga B, C, D, este doar Liga Mare și Liga Champions League. Deci, câștigătorul ia totul. Sau intră doar cei care sunt pregătiți pentru joaca asta, pentru că și asta mi se pare o diferențiere. Sunt foarte mulți oameni care sunt antreprenori, dar nu nu au pregătire de antreprenori, nu au uh, calități necesare pentru antreprenori și creează multe dezechilibre în acest ecosistem prin a angaja oameni și a da afară prea repede și a nu plăti niciun fel de uh -huh. contribuție, în a nu-și plăti taxele sau a nu-și plăti facturile către alții. Deci noi avem și un impact negativ, nu doar creăm joburi. Uh, uh -huh. Startupurile urile micuțe creează și un, și un efect negativ în economie uh -huh. care trebuie văzut, balansat și înțeles uh, că nu venim doar cu plusuri și cu inovație să vină antreprenoriat înseamnă să gândești mare de la început, ca să joci direct în Liga Mare, pentru că nu mai ai loc pentru ăștia mici. Da, nu mai ești relevant, nu primești, nu ai acces la finanțare, nu-ți vin angajați de calitate, ai probleme, ai probleme din care nu mai ieși. Tot timpul produsul tău nu se vinde singur, adică nu stau oamenii cu ad afară, ci tu trebuie să împingi. Angajații nu stau cu ad afară și tu trebuie să-i tragi înăuntru și să-i uh, momești și să le dai ceva ca să fie mulțumiți. Banii nu vin peste tine și trebuie să te duci să te rogi la bănci și la alții. Asta e de fapt diferența între a juca la Liga Mare și Liga Mică. Liga Mare înseamnă că tu crezi ceva la care toți jucătorii și toți stakeholderii unui business trag de tine și tu nu poți să livrezi pe cât de mult trag ei, când joci la Liga Mică, tu vrei să împingi ceva și ca și când împingi un bolovan la deal și nu merge și pică peste tine în final. Dar 99% din cei care ne urmăresc o să zică, a, păi eu n-am nicio șansă să intru în Liga Mare, nu o să, să, să ajung niciodată, că eu n-am bani. Și au dreptate. Dar Așa. poate să facă ceva în privința asta. Ce? Poate să se educe, poate să învețe, poate să întrebe, poate să asculte. Cât de mult e important ce am învățat și ce știu față de câți bani am? Foarte important. În ziua de astăzi, încă o dată spun, eu aici sunt cel mai... Nu, sunt nerelevant la nivel de venituri. Oamenii stau de vorbă cu mine pentru ceea ce știu, nu pentru ceea ce am. Mm. Pentru că din ce în ce mai mulți oameni care au bani au nevoie de oameni care știu ceva care are valoare și care poate contribui la mulțirea banilor. Pentru că viitorul nu numai aici a fost și se mișcă totul foarte repede. Nimănui nu-i pasă dacă ai un milion, cinci, zece, e nimic oricum. Nu contează chestia asta. Întrebarea este cum poți să faci din câteva sute de milioane, un miliard sau dintr-un miliard zece. Știi să faci asta. Ai o soluție. Aduce ceva la masă valoros, pe lângă bani. Deci cred că e a cincea, a șasea întâlnire la care... Dar nu, că nu avem nevoie de bani. Dar ce aveți nevoie? Oameni serioși care să vină cu un plan. Oameni serioși, asumați, care să implementeze planul. Experți care să ne anticipeze problemele. Da. Și să înțeleagă viitorul acestei piețe și acestei uh, uh, comportament al consumatorului în viitor? Aud, aud într-adevăr tot mai deschis asta, că toți oamenii care fac lucruri spun lucruri ăsta că nu mai sunt bani o problemă, sunt, sunt bani peste tot. Da. Cel puțin în business. Da. Dacă este să fim cu adevărat onești, în ciuda inflației, puterea de cumpărare a românilor a crescut în ultimii ani. Da. ne permite mai multe. Dar nu prea știm ce să facem cu bunăstarea aia, pentru că ne culcăm pe oreche și devenim confortabil, și credem că o să fie așa la nesfârșit. Sau, vorba aia, cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie să impresionăm oameni pe care îi urâm. Nu am inventat-o eu, era mai lungă, dar, dar cred că asta, uh, faptul că uh, rezervele românilor din bănci. Uh, sunt este, la cote istorice. Sunt la coste, cote istorice negative, adică jos, adică nu, nu mai pun. No, no, depozitele sunt foarte mari. Stochează Singura. oamenii bani în bancă de pămână. Și fac ce cu ele? Nimic. Ba, ba da, plătesc taxe pe, pe cont, că s-au murit. La, în România taxa de administrare de cont crește. Anul s a crescut. Da, să știi că și aici am primit același mesaj. Da? Chiar și aici, da, la băncile, bănci comerciale, că o să modificăm. Lați vă banii de aici, că nu ne... Nu, mie îmi pare, mie mi pare că dacă tot să-i țineți la noi aici și tot sunteți așa de tântălăi, vă taxăm mai mult. Și știm că lucrurile astea nu o să funcționeze pe, pe mult timp, dar dacă tot uh, gestionăm, să gestionăm bine, să câștigăm mai bine din acest, din acest uh, trust issue. Da. Avem, suntem noi mai de încredere, vă luăm mai mulți bani pe taxă de încredere? Ok. Și atunci, hai să ne apropiem de final și să le mai dăm oamenilor ceva de făcut. Să le dăm temă de casă. Ce săraci. De Săr. ce să le dăm de temă de făcut? Dar, dacă păi dacă nu ați destul azi. Păi noi trebuie să le dăm, păi ei trebuie să-și ia temă. Deci după discuția de astăzi ar trebui să scoată cinci cărți sau cinci întrebări pe care să le, găs să, să le, caute răspunsurile pe Google, să vadă ce informație colectivă există acolo și de unde să pornească în căutările lor. Ce să le mai dăm lor direct? Ei la, în andragogie nu merge cu teme. Merge doar cu, uh, cu uh, stârnitul curiozității și toată mingea, îi, uh, mingea îi la e la internet. Ceea ce facem și noi aici. O temă îți dau ție. Mm. Ascult. <laughs> mi a dat, dat de citit aseară, ceea ce mă bucură foarte tare. Da, ți-am dat o carte ieri. După interviu o să-ți dau un joc pe care o să ah, testezi, sper, cu cei din echipă și să vedem cine câștigă. E da. primul board game de antreprenoriat din România în care am încercat să Simulăm multe din problemele și din oportunitățile și din de procesul de luare a deciziilor pe care le are antreprenorul. Să angajez, să dau afară. Ce tip de om să angajez? Cu ce nivel de expertiză? Cu ce nivel de dotări? Ce fel de cliență să-mi iau? Din aia sau din ea? Care îmi dă mai mult? În cât timp îmi plătește? Să înțeleagă când vine banul? Care e venitul? Și foarte puțin, hai să spun așa, element de hazard. Deci nu are legătură cu Monopoly, nu are legătură cu Cashflow sau cu alte jocuri care mai sunt internaționale și vechi. Are legătură cu practicalitatea muncii de antreprenor și deciziile pe care poți să le iei. Așa că ți-l dau și vedem cine câștigă. Acolo nu au unul câștigă. Deci sunt foarte curios care e cel mai antreprenor din gașca ta. Lorena. Când mai vii pe acasă? Acasă, în România. Cred că o să vin în decembrie. De sărbători. Da și uh, după aceea de revelion, înapoi aici, că vin mai mulți prieteni aici decât veneau uh, la noi în București. Toată lumea și acum de abia au plecat, e tot timpul casa plină, deci înapoi de revelion sunt uh, foarte mulți care s-au anunțat că vin pe la noi, așa că suntem aici, pentru noi, oricum, o să fie soare, frumos, n-are rost să plecăm altundeva tot la soare sau, Doamne ferește, la da. iarnă și la frig. Cred că ajută, un pic de căldură, vitamina D, știu că ție îți place cu albastru, cu mare, așa. Da, și aici am stat perfect, uite se vede albastru în spate, mi-ai dat locul ideal. Da. De am și stat așa mult, cred că am stat prea mult. Nu, 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 doar o oră jumate, puțin. Da. O să zic da. oamenii la comentarii că a fost prea puțin. Cred că o să se spună, băi, n-ați vorbit nimic, o oră jumate, ma ți Am, am, crezut că am că... zis ceva, am zis ceva, nu? Am crezut că Hai o am să fie ceva chestia. la final, dar n a fost nici măcar o, la final. Haide ne măcar uite, niște cărți de citit. Serios, dacă vrea cineva să. Sunt mulți oameni care mă întreabă ce mai și eu. Eu nu citesc cărți așa deștepte ca tine, dar eu le mai spun să știi. Îți dau lista asta scrisă și îți mai dau și un link cu niște cărți de antreprenoriat pe care le-am făcut într-un vlog de acum 5 ani, Așa. sunt acelea și îți dau linkul ăla și poți să l pui în descriere descrie acolo. și îți mai dau și o, o, un update cu niște cărți pe care să le pui tot în descriere și care cumva privesc mai mult în viitor și uh, sunt uh, să zic că uh, sunt cărți anticipative, nu sunt cărți uh, care documentează ceva ce a fost în trecut. Sunt uh -huh. cărți anticipative care cumva să-i pună pe oameni să și pună niște întrebări. Eu cred că în etapa viitoare Trebuie să începem să devenim foarte buni în a ne pune întrebări bune. Și în a nu lua nimic de a gata sau gata servit de cineva, pentru că tot ce vine servit are un interes. Da, dar până la urmă există oameni suficient de știți care să mai fi văzut. Scenariul ăsta sau situații de genul ăsta și să poată să extrapoleze. Spre exemplu, cartea pe care am iat-o aseară începe și zice chestia asta. Deși este terminată, publicată în august 2020, cel mai probabil până în 2021 vor mai fi trecut cel puțin două valuri de COVID. Ce zici? Băi, nene. Te sperii. Te sperii. Deci, ai acum un an și știau că vor mai fi chestiile astea pentru că pentru ei era evident. Da. Deci, există oameni pentru care problemele tale sunt banale. Nu? Da. Nu? Da. da. Și adică, să de la dar uite ce am pățit. Dar ți am spus acum șase luni. Da, uite, dar da, ți a zis nu da, o să-ți mai găsești Rolex. <laughs> Bine, n-a zis el de Rolex, a zis de alte lucruri mai obișnuite. Uh, scale up, mai, 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 mai activezi? Păi e un program automatizat care îi așteaptă oricând pe cei care vor să-și... reorganizeze. Yeah, yeah. La final, nu. Free, free promo, da, da. bagă. Deci, orice companie uh, mică, mijlocie, care vrea să-și restructureze compania, e doar un click distanță. Intră, învață singur, își face exercițiile, intră în comunitate, pune întrebări, vorbește cu alți membri din comunitate, 600 de oameni acolo, imposibil să nu-i răspundă cineva. Uh -huh. Sau, dacă nu-i răspunde, intră în live-uri cu mine care le fac din când în când și lămurim întrebări și răspunsuri. Asta este Legacy-ul meu, este un program Legacy pe care chiar îl las, îl las și ne-am gândit la un moment dat să-l și facem în engleză, dar n-am mai avut timp. Uh, dar până în alta e în România un program așa lăsat ca o moștenire ca orice antreprenor măcar să nu spună bă, eu n-am știut da B ai știut dar n-ai vrut să plătești suma respectivă ți s-a părut că cineva face bani din chestia aia ăla da. uh, e un business în care ne plătim colegii care se ocupă de editare uh, uh, de content de uh, branding, de birou de niște lucruri care sunt necesare ca să nu le fac eu că dacă era să le fac eu nu le mai făceam așa -i. Uh, și atunci, tot timpul, ni se face cine... de scale De scale da? Să intre oamenii pe scale uh, Să intre pe scale up.org, scale up, scale -up mie, da. sau pe onețiu.com și de acolo văd, văd link-ul mai departe. Bine. Uh, astea sunt lucruri pe care sunt bucuros că le-am lăsat acolo și sunt bucuros că deja avem cel puțin 20 de companii care au depășit 10 milioane de euro uh, de, uh, declarând. Că participarea în acest program i-a ajutat uh, mm -hmm. major. Deci, sunt bucuros. Da. Și poate lăsăm pe data viitoare să anunțăm dacă ne iese și nouă uh, afacerea aia. Că începe greu. Se naște, că știi cum sunt businessurile la care ma, ma, ma. se nasc greu și mor repede? Da. Deci, suntem. Uh... Da, da, Ne-am ne și ales momentul. Da, e drept. Lucrăm la un business, dar nu vă, nu vă spunem încă, pentru că nu suntem încă mândri de etapa în care suntem. Încă, încă lucrăm. <laughs> Exact. Încă, e... încă lucrăm. De deci, știi cum? Lucrăm ca și cu sapa. Și da, cam anole da, da. lucrăm. Da, da, da. Deci pe, la peste târnacă. noapte punem ceva când venim toate cărămizile date jos. Da. da. Oameni trebuie, care îți ne confirmă trebuie o Ana. și nu livrează. Ne trebuie, o Ana. Ce ne trebuie o Ana. O Ana să o zidim. <laughs> exact. Hai mai bine să ne oprim aici înainte să zidim pe Ana. Sperăm că v-a fost de folos ce ați auzit. Le mulțumim lui Cristian Nețiu că și-a făcut timp din programul lui aglomerat aici în orașul economic, ca să zic așa, în orașul viitor. Nu, aici m-ai salvat, dacă mai țin ținut două ore aici, n-am cheltuit două ore, deci bine, am făcut saving. Nu din potrivă, eu cred că la nivelul unor oameni de genul ăsta, alea două ore costă niște bani, valorează, undeva se cuantifică și tocmai de aceea, măcar pentru atâta lucruri, cred că merită acest interviu un like. Plătește cu like-ul tău, că românii știu că like-ul lui valorează mult. Așa e. Da, like-ul tău valorează. Poți să dai și un share dacă vrei, un subscribe dacă ne cută deja, dar le mulțumim mai ales membrilor noștri care văd aceste interviuri în avans. Eu, eu cred că cel mai valoros este că s-au uitat până la capăt și dacă și-au notat două-trei lucruri, cred că ăsta e cel mai mare like pe care, pe care putem să-l primim, da. dar invers. Este contribuția noastră din ce înțelegem, din ce reușim să articulăm da. și eu, eu trebuie să-i felicit pe cei care se uită la așa ceva. Da. da. Uită, nu la, știți la, noi, la, nu la uite. noi, la genul ăsta de conținut care nu are. Uh, muzică pe fundal, care le stimulează mintea, și le stimulează creativitatea, și le stimulează critical thinking. Să, să, să reînceapă, să, să question everything, să, să pui sub semn întrebării orice și să poți reevalua pentru a vedea dacă ajungi măcar la același răspuns. Să nu mai luăm de-a gata răspunsurile și să ni se servească lucruri, și după aceea să ne supărăm că ăia ne-au spus asta. Da. Hai să vedem ce. Ce, la ce concluzie ajungem noi? Nu să avem opinii și să ne luptăm în opinii copiate de undeva, ci să avem argumente. Să da. avem, să avem o, o judecată, o analiză făcută personală prin care să putem să avem o conversație care construiește, nu două opinii care ne îndepărtează tot mai mult și care ne separă și care ne fac uh, să intrăm într-o într relație de opoziție. Adică ne, ne, ne aspund un, unii împotriva altora, în timp ce ei numără dolari. Da. Simplu. Da. Și noi știm treaba asta, și cred că genul ăsta de discuții uh, celebrează uh, co contribuția și punerea mai multor lucruri valoroase la masă pentru beneficiul tuturor. Cred că asta ar putea să facă oricine, în orice sufragerie sau în orice. Uh, uh -huh. Cred că. puteți uh, o provocare. Să vă cu niște prieteni într-o sufragerie și încercați să aveți o astfel de conversație. În care să -aveți, uh, nu aveți da? nu, să nu spunem uh, nu, ci să punem uh, da și. Adică tu știi ceva, eu știu ceva și la final plecăm îmbogățiți amândoi cu, cu, da. cu cele două informații și ne mai gândim și mai evaluăm da. și mai... Dar nu o spunem din start. Nu, 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 nu e așa, spun eu cum e, dar de unde știi? Cam citit eu nu știu unde. Hai să evaluăm toate sursele, da. hai să vedem din mai multe perspective, hai să ieșim din bula noastră de, de artificial intelligence și de ce ne, ce ne livrează... Uh, algoritmul din jurul nostru ca să continuăm să credem tot mai tare ceva. Hai să, hai să deschidem Google-ul cu modul uh, incognito și să căutăm niște lucruri ca să nu mai ne dea doar ce vrem noi să auzim. Hai să cunoaștem oameni care sunt diferiți de noi și care la început par contondenți, dar ne îmbogățesc. Interesant e să găsești un om care să te contrazică fain. Da. Nu să-ți dea în cap, da. ci să pună ceva la masă să spună uite de ce cred eu asta. Uh -huh. Asta, asta este efectul fiecărei conversații cu Cristionețiu. Nu te lasă să crezi că ești prost, dar te lasă să înțelegi că mai ai multe de învățat. <laughs> Pentru că citește mai mult ca tine. Nu neapărat care mai mult ca tine. Despre asta e vorba. Și și-a câștigat timpul ca să poată să citească mai mult, nu? Că de fapt da. ăsta era schipsisul. Da, am mai bine să ne oprim aici, că s-au, terminat nu știu câte baterii. Cedează chestiile astea pe aici. Suntem pe baterii în Dubai. Îți mulțumim că ți-ai făcut timp. Cu drag. Am făcut acest interviu la cei de la Palazzo Versace. Le mulțumim pentru găzduire, dacă zici să crezi. Da. Nu suntem chiar acasă la Cristian Cum era? Dar la tine... acasă. Acasă la Cristian cu Versați lângă noi. Nu, dar aici trebuia o vedetă din asta care să facă ceva Bana mai mea, pe emoțional, așa, 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 așa mai pe... Așa. Să gătim un nu, nu prea sunt potrivit în contextul ăsta, dar mă rog, a fost... Nu e, la el acasă nu e așa, vă <laughs> spun eu. nu e. Deci, vedeți decorul ăsta? Nu e așa la el. Cam acolo, exact pe dos. Exact pe dos. Încă o mulțumim. Mulțumim, Cristie, pentru timpul tău. Le mulțumim celor care ne-au urmărit, iar până data viitoare să vă fie numai bine.